Bună ziua, bine v-am găsit, o nouă ediție Prima News. Vă propun astăzi să discutăm mai mult despre ceea ce se întâmplă în spațiul public din România. Asta pentru că vedem, iată, foarte multe dezbateri, polemici în ceea ce privește, sigur, candidatura Dianei Șoșoacă. Diana Șoșoacă, care nemai lăsată să candideze de către Curtea Constituțională, care și-a dat și motivarea, și sigur că da, am văzut motivarea judecătorilor, dar și opinia separată a Iulianei Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României. Această saga, această poveste, practic desparte coaliția de guvernare, dat fiind faptul că ieri, chiar la ore de maximă audiență, Nicolae Ciucă a precizat că se oprește aici coaliția de guvernare, dar PNL rămâne în executiv. Aici trebuie să recunoaștem o frântură undeva, adică rămâne în executiv, dar coaliția de guvernare se oprește. Pe de altă parte, am văzut și reacția celor din PSD și, surprinzător, o minge la fileu a Elenei Lasconi, care anunță că USR va depune moțiune de cenzură. Am văzut că și AUR ar fi interesați, iată, să studieze conținutul moțiunii și să semneze pentru moțiune. Ce va face PNL în această ecuație? Despre toate acestea discutăm pe parcursul acestei ore. Înainte de a vă prezenta invitații, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Noi probleme pentru Marcel Ciolacu după ce partenerul de guvernare a anunțat sfârșitul coaliției între PSD și PNL. Elena Lasconi anunță că USR lucrează la textul unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Ciolacu și îi cere liderului PNL Nicolae Ciucă să aibă curaj să semneze moțiunea. În replică, socialdemocratul Daniel Suciu spune că este dreptul firesc al oricărui partid de opoziție să inițieze o moțiune de cenzură și este treaba PNL cum va vota. Totodată, PSD a făcut astăzi un apel la PNL să manifeste maturitate politică și să trateze cu responsabilitate obligațiile pe care le are în calitate de partid aflat încă la guvernare. Repet, e un întreg joc electoral, dar trebuie să recunoaștem că mutarea Elenei Lasconi în această ecuație e una importantă. Ce va face PNL? Adică, mai cu seamă după ce ai ridicat ștacheta pentru electoratul de dreapta și te-ai poziționat, iată, anti-PSD, trebuie să livrezi. Între timp, eurodeputata Diana Șoșoacă a luat cuvântul aseară în Parlamentul European, unde s-a plâns că decizia Curții Constituționale de a-i respinge candidatura la alegerile prezidențiale este abuzivă și nu a fost luată pe motive de constituționalitate. Conform sondajelor reale, deținea în primul loc pentru președinția României, a susținut Șoșoacă. A fost întreruptă pentru depășirea timpului alocat, chiar când le cerea colegilor să-i eurodeputat să ia act în România, că în România statul de drept este încălcat. Trebuie să recunoaștem că e o întreagă poveste care o ajută pe electoral, îi dă un boost destul de important doamnei Diana Șoșoacă în perspectiva alegerilor parlamentare. Acum, Diana Șoșoacă nu era favorită pentru a intra în al doilea tur prezidențial, dar cel puțin primește pe elemente electorale destul de semnificative în această bătălie. Dar aș mai remarca un lucru. Se poate la Parlamentul European să-i se întrerupă microfonul după un minut și jumătate. Am văzut acel moment. N-a reacționat, n-a mai avut reacție suplimentară, pentru că a mai avut o pedeapsă similară înainte și acolo s-a umblat la bănuți. Și când umbli la buzunarul omului, omul se liniștește. Și aș mai face un amendament. Vă mai amintiți pe Diana Șoșoacă atunci când încerca să facă un live în Roma și a venit carabinierul și a spus fără live, fără nimic. Și a zis, gata, aici se oprește live. Cam așa ar trebui să opereze statul român prin instituțiile abilitate pe care le are. Deputata PSD Laura Vicol și-a depus demisia din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, acuzând jocuri nedrepte. Demisia la o zi după apariția investigației Recorder privind reguli în dezvoltarea proiectului imobiliar Nordis, în care asociat principal este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol. Investigația Recorder relevă faptul că grupul Nordis ar fi încasat milioane de euro pentru a dezvolta ansambluri rezidențiale care au rămas însă doar la stadiul de proiect. Românii decedați în străinătate vor fi repatriați pe cheltuiala statului. Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Deputaților foarte decizional. Actul normativ prevede obligația statului român să suporte la cererea familiei cheltuielile ocazionate de repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate în limita a 5.000 de euro. Sumele care depășesc acest plafon vor putea fi suportate din taxele consulare.
Armata israeliană anunță că a început operațiunile terestre în sud-vestul Libanului și deschide astfel un nou front la un an după ce au început schimburile de focuri cu gruparea armată Hezbollah. În cursul atacurilor asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, a fost ucis un alt membru de rang înalt al Hezbollah, responsabil cu bugetul și logistica grupului, susține IDF. Operațiunea Israelului vine în ciuda apelurilor ONU pentru o soluție diplomatică, relatează Reuters. ONU, care nu mai știu ce menire are astăzi pe lume, Organizația Națiunilor Unite, care, nota bene, i-a luat cam mult, de pildă, să semnaleze că a fost un atac al Teheranului asupra Israelului. Știți că a trecut o perioadă până ce n-a fost declarat persoana non grata în Israel șeful ONU, n-a fost condamnat acel atac. Soldații francezi vor participa anul viitor la un exercițiu militar de amploare în România, scrie Politico. Exercițiul Dacian Spring 2025 le va evalua capacitatea de a se deplasa rapid spre flancul estic al NATO. Este o competență cheie în cazul în care președintele rus Vladimir Putin decide să atace un membru al alianței. Mai scrie publicația, o primă desfășurare de trupe în România ar fi trebuit să aibă loc în 2022, dar atunci a fost oprită de birocrație, proceduri la frontieră și trenuri neadecvate pentru echipamente militare. A fost decernat premiul Nobel pentru fizică. John Hopfield și Geoffrey Hinton au fost premiați pentru descoperiri fundamentale pentru dezvoltarea procesului de machine learning cu ajutorul rețelelor neuronale artificiale. Deși calculatoarele nu pot gândi, pot imita funcții precum memoria sau învățarea, cei doi laureați au folosit instrumente din fizică pentru a dezvolta metode care stau la baza machine learning-ului de astăzi, a transmis Academia Suedeză. Mijlocașul francez Paul Pogba, a cărui suspendare pentru dopaj a fost redusă de la 4 ani la 18 luni, va reveni pe teren în noiembrie. Revenirea va avea loc în cadrul unui meci demonstrativ în Dubai. Partida va avea o distribuție cu foști câștigători ai Cupei Mondiale și ai Ligii Campionilor. Pe tot la final vom avea parte și mâine de vreme plăcute și temperaturi ridicate, dar cresc șansele de ploaie, în special în zona de vest a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 25 de grade, iar cele minime între 7 și 18 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Suntem aici în Prima News. Vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri. Politologul Florin Vasile Șomlea, prezent aici în platoul Prima News. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnul Alexandru Coita, analist politic. Domnule Coita, vă mulțumesc pentru prezență. Salut. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră cum vedeți, iată, această declarație a lui Nicolae Ciucă de aseară. Sigur că da, tratată de foarte mulți, așa, cu hai să spunem, chiar în glumă, apropo de acel plecăm de la coaliția de guvernare se oprește aici, dar rămânem în executiv. Dar pe de altă parte, această mutare șoc a Elenei Lasconi, USR depune moțiune de cenzură. Domnule Coita, domnule Șomlea, ce credeți că va face PNL? Pentru că, repet, e pus cu spatele la zid în acest moment. Adică pentru electoratul de dreapta, dacă nu mergi cu moțiunea mai departe, e cam complicat. Ce credeți, domnule Coita, că va face PNL în această situație? Nu există pus cu spatele la zid în orice alianță PNL-USR. PNL este partenerul senior. Ca atare, orice acțiune de natură a moțiunii de cenzură trebuie inițiată de partenerul senior. E o chestiune de poziționare în politică, știți foarte bine că se joacă foarte mult pe orgolii și pe forță. Deci, domnul Ciucă, dacă acceptă, să spunem, provocarea întinsă de doamna Lasconi, înseamnă că se poziționează implicit inferior și lasă USR-ul să preia controlul. Este exclus. Într-adevăr, mișcarea USR-ului este una inteligentă, pentru că cei de acolo se gândesc, domnule, liberalii vin către noi cu tot felul de propuneri pe care le vântură la televizor, de fapt nu este nimic serios și acum vrem să profităm de ocazie ca fie să le expunem ipocrizia, fie să obținem de lei un angajament serios, astfel încât să avem o perspectivă că putem guverna cu cei din PNL după alegerile din decembrie. Încheie asta aș citi eu, dar sincer să fiu, nu înțeleg demersul doamnei Lasconi, pentru că aseară a fost la televizor domnul președinte Ciucă, a zis clar că rămâne la guvernare ca să îi tempereze pe cei din PSD, cum ar putea la numai 16 ore să vină și să semneze o moțiune de cenzură a USR. Eu zic că USR este un partid care încă se află în proces de maturizare politică
și nu și-a prins potențialul din acest punct de vedere. Bine, cele puține, declarația de aseară lui Nicolae Ciucă părea să potențeze PNL și candidatul PNL ca un vector al energiilor de dreapta. În condițiile în care ești nemulțumit și am văzut liderii PNL importanți care vorbeau despre maniera în care se fac cheltuielile astăzi în guvern și remarcau o serie de probleme pe zona fondurilor europene, cum credeți că electoratul de dreapta va aprecia gestul de refuz, un eventual refuz al PNL? Domnul Aron, nu există electorat de dreapta, există electorat liberal, există electorat care mai degrabă înclină spre USR. Politica nu se face așa, ne trezim de dimineață și băgăm o moțiune de cenzură care nu are obiect. Care e obiectul moțiunii USR-ului? Că a zis CCR-ul că nu poate când da doamna Șoșoacă? Păi, trebuie să fie un motiv care să țină de activitatea guvernului, nu de activitatea Curții Constituționale. Nu zic că nu e o mișcare, e o mișcare clever, cum zic englezii sau americanii, dar nu e o mișcare de politică de substanță care se poate. E, să zicem, un artificiu de imagine pe care face USR-ul și care, într-adevăr, e estet, dar nu este ceva de fort. Revină, domnule Coita, domnule Șomlea, în momentul de față se află într-o situație complicată Partidul Național Liberal. Îl cunoașteți atât de bine, Partidul Național Liberal. Care e varianta de lucru pe care o are? Că e într-o poziție mai dificilă. Înainte de începerea acestei campanii electorale, putem spune că Partidul Național Liberal s-a situat într-o zonă delicată, ca să mă exprim eufemistic. Pentru că, pe de o parte, are candidat la președinția României, concurent cu candidatul PSD-ului cu care guvernează de ceva vreme, iar, pe de altă parte, trebuie să demonstreze opiniei publice că se disociază de acțiunile politice, de guvernare ale PSD-ului. E foarte dificilă această misiune și eu cred că, la momentul actual, ceea ce face Partidul Național Liberal este un joc de gleznă, ca să mă exprim așa cu un termen sportiv. Era și un titlu de film pe vremuri, Adio, dar rămân cu tine. Nu poate să iasă din această dilemă decât foarte, foarte greu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Cert este că apreciez că atât candidatul la președinție al Partidului Liberal, cât și partidul în sine pentru parlamentare vor avea o misiune foarte grea de a lămuri publicul pe care dorește să-l atragă la vot de partea sa. În ceea ce privește mutarea făcută de către USR, eu cred că se înscrie nota firească a perioadei preelectorale. Și că imediat electoral. Evident, nu are niciun fel de motivație, cum spunea și domnul Coita, nu are nicio motivație de ordin politic după datele consacrate în domeniu, ci se dorește să creeze o dificultate pentru Partidul Național Liberal. Pentru că există segmente de electorat. Electoratul într-un stat democratic nu este unitar, știm bine, există segmente de electorat care se orientează divers în funcție de preferințe, în funcție de anumite situații conjuncturale. Și eu cred că USR-ul încearcă să speculeze puțin în această situație și să creeze o anumită stare de confuzie la nivelul electoratului, de pe urma căreia să profite, inclusiv în ceea ce privește cursa prezidențială. Bun, dar în momentul de față, credeți că va fi un răspuns al Partidului Național Liberal sau, așa cum spunea și domnul Coita, va fi, iată, această atitudine de senior pe care PNL o are în raport cu celelalte partide de dreapta? Părerea mea este că nu va avea nicio reacție. Pentru că timpul este foarte scurt de la momentul avansării acestei propuneri. Probabil că vor avea loc niște discuții la nivel de conducere națională, având în vedere întreaga situație care urmează să se producă în aceste două luni care vin. Nu cred că va risca vreo decizie care să îl facă să intre în dificultatea relaționării cu Partidul Social Democrat. Domnule Coita, credeți că va
spune ceva președintele Klaus Iohannis în această perioadă? Ieri mă întrebam și mă gândeam că ar fi o imagine suprarealistă ca președintele Klaus Iohannis să apară și să spună că trebuie să acordăm credit instituțiilor fundamentale ale statului, cum e și Curtea Constituțională, și altfel l-ar pune iar în dificultate pe Nicolae Ciucă, așa cum s-a întâmplat și în cazul acelui amendament Iohannis pentru posibilitatea de a candida independent pe listele unui partid. Credeți că va avea o reacție în această direcție? Pentru că asta e impresia mea profană, așa ca telespectator la ceea ce se întâmplă astăzi și spectator la ceea ce are loc pe scena publică. Credeți că va veni o astfel de, nu știu, de reacție din partea președintelui? Va spune ceva pe această temă? Domnule Aron, nu cred, sincer, nu cred că va ieși, dar sincer să fiu, nu se știe niciodată cu domnul Iohannis, pentru că domnia sa apare atât de rar, încât orice apariție e o surpriză, inerent și statistic vorbind. Chestiunea când a ieșit atunci de la New York și a spus, domnule, în niciun caz nu voi candida, cred că a fost mai degrabă un fel de palton aruncat așa peste spinarea PNL-ului, un gest de iritare, pentru că cei aparent liberali n-au gestionat bine situația. Acum, ce să vă spun, să iasă Iohannis să apere Curtea Constituțională, mi s-ar părea nu exagerat, însă inutil pentru domnia sa, cu ce l-ar ajuta pe Iohannis. Este adevărat, în aceste momente se înțeleg că există niște discuții la Bruxelles, conform cărora doamna von der Leyen i-ar pregăti un fel de post de comisar onorific sau un alt trimis special, nu știu exact în ce domeniu, deci posibil să fie o discuție și cu domnul Ciolacu acolo, pentru că probabil că sunt niște filtre, dar nu cred că domnul Iohannis. Dar un lucru care trebuie reținut apropo de domnul Iohannis, ați văzut că a fost acolo la decizia CCR privind doamna Șoșoacă, a fost o decizie luată cu 5 voturi pentru, din care 4 într-adevăr erau oameni desemnați de PSD, unul desemnat un judecător desemnat de UDMR, 2 opinii, 2 voturi împotrivă, doamna Simina Tănăsescu, dacă nu mă înșeși, doamna Scântei, și au mai fost 2 membri CCR care erau desemnați de domnul președinte Iohannis, care au lipsit. Cred că doamna Simina Tănăsescu a lipsit, da, și doamna Stanciu. Doamna Livia Stanciu, este adevărat. Dar interesant și acest lucru. Nu știu, dar nu fac acum o recensământ neapărat, dar ar fi interesant de văzut în ce măsură a existat o discuție prealabilă sau nu știu, dar eu vă întreb, acum n-aș vrea să merg pe teoria conspirațiilor, dar n-arată asta cumva că, nu știu, Klaus Iohannis e detașat de partidul care până la urmă l-a ajutat să devină președinte și pare că, nu știu, îi face, ca să spun așa, drumul mai ușor lui Marcel Ciolacu. Eu cred că partidul care l-a ajutat să devină președinte este pe cont propriu în acest moment. După declarația domnului Iohannis, după toată povestea cu terenul de golf și acele materiale de presă care au afectat Partidul Național Liberal, sunt pe cont propriu. Acum, nu știu dacă îi face jocul lui Marcel Ciolacu. Cred că e mult spus că îi face jocul lui Marcel Ciolacu, dar cu siguranță nu este acum un vector în sprijinul liberalilor, domnul președinte Iohannis. Leșu, vă așteptați la o prezență sau, nu știu, la ceva care, nu știu, să-l pună pe Klaus Iohannis astăzi în lumina reflectoarelor printr-o declarație legată de acest scandal, de acest subiect? Nu cred. Și legat de această retragere politică, dacă îi putem spune așa, din actul guvernării? Klaus Iohannis se află într-o mare dificultate, pentru că el a avut 2 proiecte personale pentru toamna acestui an, pe care le-a ratat. Le știți foarte bine. Șefia NATO și respectiv un post de comisar european. Ambele au căzut. Ce gândește dânsul la momentul actual, din perspectivă strict personală, dar cu efecte de ordin politic, este greu de descifrat, având în vedere felul său de a se comporta și pe relația cu publicul și chiar și cu partidul care l-a propulsat în funcția supremă în stat. Legat de Partidul Național Liberal, eu cred, dimpotrivă, că la ora actuală această formațiune politică rămâne captivă președintelui Klaus Iohannis până la noi date, ca să spun așa. Pentru că mi-e greu să cred că un candidat precum domnul Ciucă, care este în sondaje de opinie
nu depășește 8%, să fie susținut prin vot unanim, atenție, de către Partidul Național Liberal la nivel de conducere centrală, în contextul în care, de regulă, liberalii au dat dovadă de foarte mult pragmatism și realism pe relația cu publicul și mai ales în context strict electoral. Asta vine pe influența, cred eu, directă de la Palatul Cotroceni. Chiar ultima întrebare, domnule Coita, cine credeți că îi dăunează astăzi lui Nicolae Ciucă? Pentru că ultimele evoluții, chiar și declarația de aseară cu coaliția de guvernare se oprește aici, dar rămânem în executiv, îl pune în dificultate, leadership-ul pe care îl are, mai poate face ceva în momentul de față? Eu cred că mai poate face ceva, domnul Ciucă. Haideți, totuși, să nu-i plângem de milă. Domnul Ciucă este în fruntea unui partid foarte, foarte bine organizat, cu structuri în teritoriu importante, așa cum este PNL-ul. Deci depinde doar de domnia sa și de liderii în PNL să facă un scut în jurul lui Ciucă și să încerce să-l ducă în turul 2. Eu zic că și cu Șoșoacă scoasă din joc, Nicolae Ciucă rămâne în continuare liderul cu prima șansă să vină alături de Marcel Ciolacu în turul 2 la prezidențiale, dar asta se poate schimba foarte ușor dacă, așa cum vedem pe surse, auzim, nu mă refer la Alin Mica, cel care a pierdut șefia Consiliului Județean Timiș și acum a fugit la domnul Joana, dar se mai aud zvonul că există liberali care sunt tentați de cântecele de sirene venite din partea candidatului independent Mircea Joana, caz în care, cu siguranță, șafodajul domnului Ciucă se poate prăbuși foarte ușor. Dar este foarte, complicat și delicat, depinde de cei din PNL. Pentru că dacă cei din PNL, și cu asta închei, lasă domnul profesor, dacă cei din PNL nu-și duc candidatul în turul 2, riscă să aibă o prăbușire uriașă și la alegerile parlamentare, ca să nu uităm că sunt la o săptămână după primul tur al prezidențialelor. Domnule Coita, mulțumesc tare mult pentru prezența aici în emisiune, la Prima News. Domnule Șomlea, facem o foarte scurtă pauză, câteva minute și revenim. Am revenit aici în povestea noastră, la Prima News, în continuare alături de mine în platoul Prima News, Florin Vasile Șomlea, politolog, analist politic. Alături de noi se află și domnul Bogdan Jelea, la fel politolog, istoric, analist politic. Mulțumesc pentru prezență, domnule Jelea. Și eu vă mulțumesc tare fiecare dată, e o onoare. Mulțumim. Avem o știre, cel puțin găsesc aici pe știri pe surse.ro, că mâine va fi convocată o ședință de maximă importanță în Modrogan, iar liderii PNL vor lua deciziile privitoare la soarta coaliției. Domnule Jelea, domnule Șomlea, vă așteptați la o ieșire de la guvernare? Pentru că se pare că unul dintre scenarii e chiar acesta, ieșirea de la guvernare. Vă rog, domnule Jelea. Da, eu personal, în o teorie a actorului rațional, nu aș putea să mă aștept la o astfel de hotărâre, pentru că Partidul Național Liberal, după ce a luptat, avându-l în frunte pe domnul Iohannis, cu ciuma roșie ani de zile, a aruncat USR-ul pe scări de la guvernare și s-a aliat cu ciuma roșie. Desigur, în numele stabilității. Ciuma roșie, iertați-mi citatul din Goebbels, dar a fost foarte desfolosită și de către liderii PNL și de către liderii USR, așa că îi citesc pe ei. Acum, în numele acestei stabilități, au spus că este necesar imperativul geopolitic, tot contextul, parteneriatele noastre externe, reclamă toate aceste elemente, reclamă o dovadă de unitate și de coerență în actul guvernamental, mai cu seamă că sunt o mulțime de amenințați. Bun. Dacă înainte cu două luni de alegeri ar face un astfel de gest, dincolo de faptul că și-ar anula tot discursul și ar dezvălui până la urmă ori o formă de ipocrizie, ori o formă de interes legat de lupta asta pentru resurse și accederea la ele de către partid, ar mai face, ar mai genera o situație dificilă pentru ei. Și anume faptul că în mai multe rânduri l-am auzit pe actualul premier, pe Marcel Ciolacu, spunând că
domnia sa își va da demisia. Da, e o declarație recentă, din nou, a lui Marcel Ciolacu, care reiterează: rămân consecvent și îmi depun mandatul potrivit Digi24. Pe asta recentă eu nu știu. Eu știu pe aia acum câteva luni în care i s-a pus în vedere un astfel de scenariu. În fine, dar nu în ultimul rând, să nu uităm că tot acest scandal, în ghilimele, toată această tensionare a relațiilor din coaliție, și cu asta închei, a avut două izvoare. Un izvor a fost refuzul celor de la PSD de a modifica o lege dedicată sau destinată domnului Iohannis pentru că acesta să aibă serviciu după momentul alegerilor, după momentul încheierii mandatului de președinte, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, de această decizie a Curții Constituționale în legătură cu imposibilitatea Dianei Șoșoacă de a candida. Ori, în ambele cazuri, cred că cele două elemente sau evenimente de care s-a legat decizia Partidului sau s-ar lega ipotetic decizia Partidului Național Liberal nu ar fi de natură să-i aducă avantaje electorale. Domnul Iohannis are o cotă de popularitate absolut infimă, adică stă chiar mai rău decât stătea Traian Băsescu la finalul celui de-al doilea mandat. Iar totuși alianța cu PSD-ul și inclusiv lista comună la europarlamentare s-au făcut în numele limitării pericolului extremist, așa ne-au spus domnii de la PNL. Ori nu-mi dau seama cum vor justifica, în primul rând, în fața propriului electorat, toată această inconsecvență și tot acest balet. Da, va fi de urmărit. Domnule Șomlea, credeți că s-ar putea lua această decizie a ieșirii de la guvernare? Și repet, e declarația lui Marcel Ciolacu, cum că rămân consecvent și îmi depun mandatul. Marcel Ciolacu joacă la cacealma. Forțează. Evident că este îngrijorat de ceea ce se întâmplă pe ultima 100 de metri, dar eu nu cred că într-un final Partidul Național Liberal va ieși de la guvernare, așa cum am menționat și anterior. Poate să fie doar o declarație pentru uzul public, ceea ce a făcut premierul Ciolacu astăzi. Am înțeles că a anunțat această chestiune. Da. Suntem într-o perioadă în care fiecare actor implicat în jocul electoral plusează sau, din potrivă, încearcă să-și conserve anumite aturi pe relația cu publicul, pentru că tot ceea ce se va întâmpla în perioada acestor două luni care vin are ca miză principală succesul la alegerile din această toamnă și începutul de iarnă. Credeți că își permite PNL, de pildă, să iau astfel de decizie? În... Nu. Asta și prin prisma faptului că ai 1000 și ceva de primari pe care sunt multe, n-am intrat în detalii explicative. Sunt multe elemente care îl determină pe acest partid să rămână în arcul guvernamental. Bun, vă propun, domnule Șumlea, domnule Jelea, un foarte scurt moment în care să-l vedem pe vicepreședintele Partidului Național Liberal, Florin Roman, care ne spune cum va funcționa practic guvernarea în noile condiții. Haideți să vedem materialul și revenim. După decizia Curții Constituționale a României, care a interzis unui candidat să intre în cursa electorală, noi care cunoaștem ADN-ul PSD-ului ne așteptăm ca următoarele două decizii ale gărzii pretoriene din CCR a PSD să spună în felul următor, că președintele României este doar domnul Ciolacu și n-are rost să mai facem alegeri în România, și a doua decizie să ne spună că cine nu votează cu Marcel Ciolacu nu are drept să voteze. Dacă am decis că cineva nu are dreptul să candideze, noi nu ne-am mirat să vedem din partea gărzii pretoriene a PSD-ului această decizie, că nici nu mai avem dreptul să votăm dacă nu votăm cu Partidul Social Democrat. Eu știu ce înseamnă lupta cu PSD-ul. Am fost lider de grup într-o perioadă cu ei în opoziție și la putere. Abandona guvernarea înseamnă să dai cale liberă PSD-ului să ocupe Ministerul de Interne, și știm ce a făcut atunci când a ocupat Ministerul de Interne în perioada alegerilor, să dai drumul la Ministerul de Finanțe ca să poată să își îndestuleze aleșii locali în această perioadă. Nu vom face această greșeală. Iar dacă cineva trebuie să plece de la guvernare, sunt cei de la PSD, pentru că în momentul constituirea acestei coaliții noi eram la guvernare.
Că să înțelegem, domnule Roman, în momentul de față, toți miniștrii liberali rămân și își exercită atribuțiile de miniștri. Dar cum vor participa la actul guvernării? Vor deveni ei un filtru mai riguros pentru toate proiectele care vor intra în ședința de guvern? Cum vor acționa miniștrii liberali? Au devenit deja, ne consultăm zilnic cu absolut tot ceea ce este pe, cu ceea ce se întâmplă în guvern. Și dacă ați văzut, sunt deja poziționări ale miniștrilor noștri. Ieri a fost poziționarea ministrului Justiției, doamna Gorghiu, după atacul venit din partea gărzii pretoriene a lui Marcel Ciolacu și a celor care îl înconjoară. Nu vom lăsa instituțiile statului să fie capturate de PSD în preajma alegerilor, pentru că asta ar însemna... Și asta înseamnă, ca să înțelegem, că miniștrii liberali care au capacitatea de a da avize pot bloca orice proiect de lege care, așa cum susține dumneavoastră, ar putea să reprezinte un abuz? Evident, acolo unde sunt încălcări ale legii, și dumneavoastră știți foarte bine că partea de avizare aparține în mare parte pe hotărâri de guvern sau ordonanțe de urgență de Ministerul Justiției, nu vor primi avize din partea Ministerului Justiției acele proiecte ale guvernului Ciolacu care încalcă legea. Bun, domnule Bogdan Jelea, vă așteptați la genul acesta, nici nu știu să, cum să descriu cuvântul corect, la genul acesta de frecușuri care vor exista probabil în actul guvernării de aici încolo cu, nu știu, anumite hotărâri de guvern care să nu aibă avizul, de pildă, a ministrului Justiției, a ministrului Finanțelor? Deși acum ministrul Finanțelor, mi-aduc aminte că la ultimul scandal, când vreau să-l... cu ghilimelele de rigoare, să-l scalpeze ai lui, a ieșit Ciolacu să-l să spună că face treabă și să-l, cum să zic, să-l pună în, în poziție avantajoasă în propriul partid. Dar cu toate acestea, vă așteptați la genul acesta de, nu știu, de guvernare, de abordare a guvernării în, în lunile care au mai rămas? Este posibil. Este posibil. Acum, noi trebuie să facem, sau nu trebuie, noi putem face câteva evaluări de scenarii. Scenariul numărul 1 este ca miniștrii PNL să demisioneze din guvern, ceea ce, dacă domnul Ciolacu se ține de cuvânt, va conduce la demisia acestuia, urmând ca cel mai probabil domnul viceprim-ministru Cătălin Predoiu să fie numit de către domnul Iohannis ca prim-ministru interimar. În aceeași formulă guvernamentală. Mi-e greu să cred că domnul Grindea nu ar accepta funcția după ce domnul Marcel Ciolacu ar fi demisionat. Asta e scenariul 1. Scenariul 2 ar fi ca, într-un termen foarte rapid, USR-ul cu semnăturile PNL-ului, pentru că n-au 25% în Parlament cei de la USR, deci ajutați de semnăturile PNL-ului, să depună o moțiune de cenzură care să fie dezbătută, nu știu, în următoarele două săptămâni. Însă iar aici ar fi o capcană, pentru că PNL-ul ar însemna că face ceea ce a făcut PSD-ul, doborându-și guvernele în timpul, guvernele proprii în timpul lui Liviu Dragnea. Deci iarăși s-ar decredibiliza probabil în fața propriului electorat. În egală măsură, mie îmi sună sau îmi miroase, ca să folosesc termeni academici, a oarecare disperare aceste poziționări foarte abrupte ale celor de la PNL, disperare, dacă o putem numi așa, sau îngrijorare, mai elegant spus, cu privire la șansele sau la potențialul domnului Ciucă de a accede în al doilea tur. Ori, dacă lucrurile astea se vor întâmpla în succesiunea anunțată de PNL pe unul sau pe celălalt dintre scenarii, sau dacă nu anunțat, sugerat, atunci va fi foarte greu la PNL-ul, fără să aibă un candidat intrat în al doilea tur, să abordeze alegerile parlamentare din 1 decembrie, ceea ce îl va pune în situația de partener absolut junior al PSD-ului într-o viitoare guvernare. Pentru că eu personal încă sunt de părere, așa cred, și sigur, istoria o să ne arate dacă m-am înșelat sau nu, că viitoarea coaliție de guvernare va fi formată din PSD, PNL și UDMR. Dar n-ar fi exclus ca negocierile dintre PSD și UDMR, negocieri, mă rog, nu oculte, negocierile firești care se fac pentru formarea unui guvern, să oblige PNL-ul la o poziție mult mai puțin vizibilă sau mai puțin proeminentă decât o are în cabinetul de astăzi, condus de Marcel Ciolacu. Deci, pe toate planurile, mi se pare un joc
un joc riscant, riscant pentru PNL. Da, mi se pare oricum un scenariu interesant apropo de iată de arcul guvernamental care ar putea să apară după decembrie 2024. Domnule Șomlea, cum credeți că va funcționa guvernul de aici încolo? Totuși, toate acele hotărâri sunt vizate de cele două ministere care aparțin astăzi PNL. Vă așteptați la genul acesta de luptă între cele două partide, un premier șicanat de ministrul justiției și ministrul finanțelor? Cel mai probabil așa va fi. Motivația principală fiind aceea de a încerca să obțină simpatia electoratului pentru ceea ce urmează. Probabil că și PSD-ul va recurge la toate armele pe care le are la dispoziție în acest context și pentru că se vorbea despre proiectul unei eventuale guvernări post alegeri din toamna acestui an. Nu este exclus ca PSD-ul, în anumite zone se discută treaba aceasta, dacă are un procent suficient de consistent la parlamentare, să facă guvern doar cu UDMR-ul. Deocamdată atunci, matematica arată că nu se poate fără cele, deocamdată fără cele da, două. Dar există o dinamică care se consumă în perioada electorală, se plusează, să nu uităm totuși că Partidul Social Democrat deține șefia guvernului. Guvernul este cel care dă nu numai circ, ci și pâine și cine se află la timona banului public poate ca să influențeze în mod fundamental decizia acelei categorii de electorat care este vulnerabilă la ceea ce se numește mita electorală de regulă. Deci, credeți mai degrabă că va fi așa un soi de competiție internă între cele două? Fiecare va încerca să-și maximizeze poziția exact, de imagine exact. În cadrul guvernului? Exact. Nu știu, cu declarații la fel de detăioase sau belicoase? Din când în când, cu pusee agresive, în așa fel încât să convingă cât mai multă lume că ei, că X sau Y dintre cele două partide este cel care îi servește cel mai bine interesele. Bun, suntem chiar pe final. Domnule Jelea, apropo de această moțiune de cenzură care a apărut și care, trebuie să recunoaștem, este o mutare destul de inteligentă a USR și a Elenei Lasconi. Credeți că, nu știu, va genera o agendă destul de încărcată încât să creeze niște dificultăți, în special Partidului Național Liberal, pentru justificările pe care va trebui să le dea că nu semnează această moțiune? Absolut da. Absolut da. Și iar dacă îmi îngăduiți o scurtă analiză sociologică, aș spune că necazul, blocajul, situația delicată în care se află Partidul Național Liberal, dincolo de asocierea timp de 10 ani cu un personaj precum Klaus Iohannis, dincolo de toată inconsecvența dovedită, dincolo de asocierea, lipirea de PSD pe listele de la europarlamentare pentru a obține un scor bun, dincolo de o sumă de erori la momentul respectiv de natură tactică, dar care iată pe un orizont mediu sau lung se dovedesc chiar a fi erori de natură strategică, încearcă cei de la PNL din această situație să scoată maximum. Ce înseamnă maximum pentru ei? Înseamnă să-l trimită pe domnul Ciucă în al doilea tur, legitimându-se ca cei mai importanți opozanți ai PSD-ului. Pentru că, într-adevăr, istoria ultimilor 20 de ani ne-a arătat că, teoretic, în al doilea tur, un candidat ne-PSD are cele mai mari șanse să învingă candidatul PSD. În cazul astăzi, zice că viața politică este mult mai fragmentată, pe de-o parte. Pe de altă parte, și cu asta închei, mai este și faptul că societatea, și aici e o chestiune de puls pe care dumneavoastră, ca reputat jurnalist și analist, cu siguranță o simțiți, o resimțiți, această stare a lucrurilor în societate, anume faptul că este o chestie istorică, dacă vreți, după anumite perioade de clivaj, de abrutizare, de ruptură, de polarizare, societățile au nevoie și de o perioadă de, nu știu dacă să-i spun, de pace socială, pentru că e un concept poate prea filozofic, de o anumită liniște. Își doresc mai puțină stare de conflict. Ori aici este greu pentru cei de la PNL să puncteze, pentru că domnul Ciolacu, având evident o mulțime de lucruri discutabile și imputabile ca orice om politic,
unul, nu poate fi demonizat, iar parcursul din ultimele luni de zile a arătat, nu știu cu câtă onestitate, pentru că nu-l cunosc atât de bine, de fapt nu cunosc deloc, a dovedit că este un om al dialogului și la orice tipuri de atacuri a reacționat cu foarte multă decență. Ori, în aceste condiții, este greu să ostilizez un număr suficient de mare de oameni împotriva lui Ciolacu în calitatea lui de candidat PSD pentru a vota cu domnul Ciucă. Vedem dacă această carte pe care o joacă PNL-ul va fi una câștigătoare, însă având în vedere toată fragmentarea în aceste candidaturi pentru prezidențiale, mi se pare o miză riscantă. Da, e interesantă această nuanță. Domnule Șoblea, apropo, e chiar finalul. Credeți că, apropo de ceea ce spunea și domnul Bogdan Jelea, vorbind de această fărâmițare și fragmentare, dreapta se mai poate recompune la fel de solid cum s-a întâmplat de pildă în 2014 sau 2019 în turul 2? Este greu de crezut, pentru că antagonismele sunt extrem de concrete, să spun așa. Sunt niște bariere pe care eu nu le văd depășite, dar nu excludem nimic, pentru că politica ne-a oferit nouă dată mari surprize. Pentru turul 2, dacă va intra un candidat, oricare ar fi el, din așa numita zona dreptei politice românești, nu știu câtă dreaptă politică mai avem noi în România, dar măcar așa, sub formă de abordare generală, e posibil ca în urma unor negocieri care se vor purta la momentul respectiv să existe o solidarizare pe flancul acesta al politicului din țara noastră. Domnule Florin Vasile Șomlea, domnule Bogdan Jelea, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. O foarte scurtă pauză la fix. Revenim aici cu principalele titluri. Rămâneți cu noi! Aceste scenarii care se poartă și negocieri care se poartă astăzi, evident toate cu scopul de câștig electoral, nu e niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Înainte de a vă prezenta invitații acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Noi probleme pentru Marcel Ciolacu după ce partenerul de guvernare a anunțat sfârșitul coaliției între PSD și PNL. Elena Lasconi anunță că USR lucrează la textul unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Ciolacu și cere liderului PNL Nicolae Ciucă să aibă curaj să semneze moțiunea. În replică, socialdemocratul Daniel Suciu spune că este dreptul firesc al oricărui partid de opoziție să inițieze o moțiune de cenzură și este treaba PNL cum va vota. Totodată, PSD a făcut astăzi un apel la PNL să manifeste maturitate politică și să trateze cu responsabilitate obligațiile pe care le are în calitate de partid aflat încă la guvernare. În egală măsură am văzut și am comentat ora trecută faptul că s-a discutat despre posibilitatea ieșirii PNL de la guvernare. Am văzut declarații ale unor lideri care spun că nu se va întâmpla acest lucru, la fel cum și declarația de dată recentă a lui Marcel Ciolacu că rămâne consecvent și își va depune mandatul în cazul în care PNL va ieși din guvern. Între timp, eurodeputata Diana Șoșoacă a luat cuvântul aseară în Parlamentul European, unde s-a plâns că decizia Curții Constituționale de a-i respinge candidatura la alegerile prezidențiale este abuzivă și nu a fost luată pe motive de constituționalitate. Conform sondajelor reale, deținea în primul loc pentru președinția României, a susținut Șoșoacă. A fost întreruptă pentru depășirea timpului alocat, chiar când le cerea colegilor săi eurodeputați să ia act. În România, statul de drept este încălcat. Am văzut acel moment, repet, a depășit, i s-a spus că a depășit minutul, nu s-a mai auzit când a vorbit, n-a vociferat, pentru că acolo sunt niște reguli precise și tocmai ce a anunțat și Parlamentul European că a fost sancționată la buzunar, n-a primit pentru 7 zile indemnizația, adică a fost sancționată ca 7 zile să-i se reducă din quantumul la 7 zile să-i fie redus din indemnizație. Ei, când te arde la buzunar, nu-i așa? Respecti regulile. Deputata PSD Laura Vicol și-a depus demisia din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, acuzând jocuri nedrepte. Demisia l-a auzit după apariția investigației Recorder privind reguli în dezvoltarea proiectului imobiliar Nordis, în care asociat principal este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol. Investigația Recorder relevă faptul că grupul Nordis ar fi încasat milioane de euro pentru a dezvolta ansambluri rezidențiale care au rămas însă doar la stadiul de proiect. Românii decedați în străinătate vor fi repatriați pe cheltuiala statului. Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Deputaților for decizional. Actul normativ prevede obligația statului român să suporte la cererea familiei cheltuielile ocazionate de repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate în limita 5.000 de euro. Sumele care depășesc acest plafon vor putea fi suportate din taxele consulare.
Armata israeliană anunță că a început operațiunile terestre în sud-vestul Libanului și deschide astfel un nou front la un an după ce au început schimburile de focuri cu gruparea armată Hezbollah. În cursul atacurilor asupra suburbiilor sudice ale Beirutului a fost ucis un alt membru de rang înalt al Hezbollah, responsabil cu bugetul și logistica grupului, susține IDF. Operațiunea Israelului vine în ciuda apelurilor ONU pentru o soluție diplomatică, relatează Reuters. Practic putem spune că, iată, Israelul, IDF-ul, decimează conducerea Hezbollah, care evident se află într-un moment foarte critic al existenței sale și sigur va fi de urmărit cum va continua acest nou front, această operațiune pe care o deschide Israelul în, dincolo de granița de nord a țării. Soldații francezi vor participa anul viitor la un exercițiu militar de amploare în România, scrie Politico. Exercițiul Dacian Spring 2025 le va evalua capacitatea de a se deplasa rapid spre flancul estic al NATO. Este o competență cheie în cazul în care președintele rus Vladimir Putin decide să atace un membru al alianței, mai scrie publicația. O primă desfășurare de trupe în România ar fi trebuit să aibă loc în 2022, dar atunci a fost oprită de birocrație, proceduri la frontieră și trenuri neadecvate pentru echipamente militare. A fost decernat premiul Nobel pentru fizică. John Hopfield și Geoffrey Hinton au fost premiați pentru descoperiri fundamentale pentru dezvoltarea procesului de machine learning cu ajutorul rețelelor neuronale artificiale. Deși calculatoarele nu pot gândi, pot imita funcții precum memoria sau învățarea. Cei doi laureați au folosit instrumente din fizică pentru a dezvolta metode care stau la baza machine learning-ului de astăzi, a transmis Academia Suedeză. Jucătorul francez Paul Pogba, a cărui suspendare pentru dopaj a fost redusă de la 4 ani la 18 luni, va reveni pe teren în noiembrie. Revenirea va avea loc în cadrul unui meci demonstrativ în Dubai. Partida va avea o distribuție cu foști câștigători ai Cupei Mondiale și ai Ligii Campionilor. Meteo la final, vom avea parte și mâine de vreme plăcută și temperaturi ridicate, dar cresc șansele de ploaie, în special în zona de vest a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 25 de grade, iar cele minime între 7 și 18 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Am revenit aici în Prima News. Vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri de la această oră. Domnul europarlamentar Daniel Buda, europarlamentar al Partidului Național Liberal, prim vicepreședintele Comisiei de Agricultură a Parlamentului European, președinte al Organizației Cluj a Partidului Național Liberal. Domnule Daniel Buda, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație și eu. Bună ziua. Domnul deputat Marian Rasaliu, deputat al Partidului Social Democrat. Domnule deputat, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnul dr. Ștefan Oprea, vicepreședintele AUR Sector 2 București. Domnule Oprea, vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc de invitație, bună ziua. Domnule Daniel Buda, toată lumea e atentă la ceea ce face PNL astăzi și sigur că da, vreau să vă întreb, deși am văzut acum lămuriri din partea unor colegi cum că nu se pune problema ieșirii de la guvernare, deși apar tot felul de indicii pe surse cum că va fi o ședință importantă mâine a partidului, a conducerii centrale din care și dumneavoastră faceți parte, dar pe de altă parte a apărut și această mutare a USR care propune o moțiune de cenzură la care înțeleg că se raliază și AUR. Ce face PNL? Va merge pe această moțiune de cenzură? Chiar se discută despre ieșirea de la guvernare? Nu este foarte clar. Partidul Național Liberal, dincolo de toate supărările pe care le avem pe bună dreptate, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în spațiu public este vorba de un atac asupra democrație, aș spune eu, prin intermediul curții constituționale și am această responsabilitate a vorbelor în momentul în care fac astfel de afirmații, pentru că am fost președintele Comisiei Juridice timp de 4 ani în Camera Deputaților și încă 4 ani de zile membru în această comisie și îmi dau seama cât de șubrez este acest sistem juridic din România și dacă astăzi a fost de doamna Șoșoacă, mâine poate foarte bine să pățească și colegii de la PSD. Dar, închizând această paranteză, vreau să vă spun că Partidul Național Liberal rămâne mai departe la guvernare, deoarece suntem preocupați de ceea ce înseamnă garantarea securității și stabilității la nivel european, la nivel mondial, dacă vreți, și în această regiune
extrem de complicată. Eu, în momentul de față, sunt la Strasburg și să știți că discuțiile de aici sunt destul de tensionate legate de evoluțiile pe diverse teatre de război și în Ucraina și în Israel și eu cred că o criză guvernamentală astăzi nu ajută pe nimeni. Mai avem puțin până la alegerile parlamentare, până la 1 decembrie și evident până la alegerile prezidențiale, când vom ști exact opinia publică în ce parte își duce votul, și atunci cu siguranță vom discuta de ceea ce înseamnă majoritățile ce urmează să guverneze România și evident cine va fi președintele României, noi cei de la PNL spunând fără doar și poate că va fi domnul Nicolae Ciucă. De aceea, ca să concluzionez, Partidul Național Liberal rămâne la guvernare pentru că suntem interesați de ceea ce înseamnă stabilitatea României în această perioadă extrem de complicată. Bun, domnule Daniel Buda, sunteți una dintre vocile echilibrate, iată, de la Partidul Național Liberal, dar aveți și colegi mai inflamați. Unul e chiar europarlamentar cu dumneavoastră. Înțeleg că e vicepreședintele Comisiei de Politică Externă, e și prim vicepreședinte. Mai sunt și alți domni care sunt foarte volubili când vine vorba atât de războiul acesta cu partenerul de guvernare. Și vă întreb, cum va funcționa guvernarea cu șicanări, în sensul în care, de pildă, hotărârile de guvern ale premierului nu vor fi contrasemnate de ministrul de Finanțe și ministrul de Justiție? Haideți să fim serioși. Guvernarea României trebuie să meargă mai departe și nu cred că putem intra într-o logică, Doamne ferește, a șicanărilor la fel cum se fac copiii de grădiniță. Nu suntem responsabili, suntem evident cu, mă rog, atenți la orice mișcare este făcută la nivel guvernamental și în același timp pot să vă asigur că ne interesează buna funcționalitate a tuturor instituțiilor statului. Nu se pune aici în discuție de a nu contrasemna anumite hotărâri de guvern sau de a bloca anumite acte normative pe circuit, fie de la Ministerul Justiției, fie de la Ministerul de Interne, fie de la Secretarul General al Guvernului, pentru că suntem responsabili, dar în același timp, cred că toată lumea, și dacă vă uitați puțin în declarațiile publice, iată că și colegii de la PSD vin și pun sus în întrebări această decizie a Curții Constituționale, pentru că până la urmă supărările au fost multe între noi și nu sunt neapărat pe bună dreptate, pentru că, din nefericire, PSD-ul a jucat foarte mult la offside, însă acum este prea mult, este prea mult pentru sistemul democratic din România ca 5 oameni care sunt numiți de către colegii de la PSD să decide cine se află în arena alegerilor. Aici este un grad de periculozitate atât de mare cât nu poate fi descris în cuvinte. Vreau să vă spun că doamna Șoșoacă are o imagine foarte proastă aici la Strasburg și la Bruxelles, ba mai mult, aceea fost sancționată astăzi de către plenul Parlamentului, pentru că pur și simplu vă spun la modul serios, îmi este rușine de câte ori începe să vorbească în Parlament. Da, domnul Buda, dumneavoastră... Dar dincolo de asta, e vorba de o chestiune care ține de democrație. Eu acum vă întreb, sunteți jurist, sunteți avocat, sunteți un om de drept. Considerați că există probe serioase care să vă determine să, nu știu, să considerați că, de pildă, a dat Marcel Ciolacu comandă celor patru de la PSD și celui judecătorului constituțional de la UDMR să dea o astfel de decizie? Nu este treaba mea să identific astfel de situații. Eu spun cum lucrurile sunt percepute în momentul de față. Și anume, faptul că cei cinci care au fost numiți, sau patru care au fost numiți de către PSD, au făcut această bomulică enorm de mare care dăunează întregului proces democratic. Îmi permiteți mie, Sigur, revin. Aceste lucruri. Bun, domnul Rasaliu, și merg până la domnul Oprea, că, iată, AUR semnează pentru acea moțiune. Domnule Rasaliu, dumneavoastră, ca partener de coaliție, cum priviți această situație? În două aspecte. Mă bucur de faptul că Partidul Național Liberal, prin decizia aceasta de a nu ieși de la guvernare, arată maturitate și responsabilitate. Deci eu vreau să vă spun că m-am îndoit de lucrul acesta. Dar în momentul în care l-aud acum sau l-am auzit pe domnul Buda, pentru mine lucrurile sunt clare, înseamnă că mergem în continuare și apărăm interesele cetățenilor și asigurându-le o bună guvernare până la finalul acestui mandat. Pe de altă parte, toate acuzele acestea aduse Partidul Social Democrat vis-a-vis de decizia Curții Constituționale sunt absolut aberante. L-aș întreba pe domnul europarlamentar unde au fost cei doi
membrii ai Curții Constituționale ai Partidului Național Liberal, de ce au lipsit la momentul votului, pentru că... Nu erau ai președintelui, domnule deputat. Nu, președinte... au lipsit doi membrii ai Partidului Național Liberal la momentul votului. Și vreau să vă întreb unde au fost acești oameni care trebuiau să fie acolo și să voteze în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, toate aceste acuze sunt nefondate. Deci Marcel Ciolacu nu a cerut absolut nimic și nici nu avea căderea să facă lucrul acesta. Da? Încercând, Partidul Național Liberal în felul acesta încearcă să știrbească cât poate de mult din intenția de vot a românilor în ceea ce ne privește pe noi, cei de la Partidul Social Liberal. Da, domnul deputat Rasariu, acum cert e că v-ați dori o finală cu George Simion, adică toate analizele spun că e finala care va fi cea mai la îndemână. Dacă îmi dați voie, vă spun la modul cel mai serios următorul lucru. Nu Partidul Social Democrat decide cine va intra în turul 1 și nici măcar în turul 2. Electoratul, deci românii în momentul în care își vor exprima intenția la vot, va decide electoratul cine va merge atât în turul 1 cât și în turul 2. Haideți să nu facem în așa fel încât să minimalizăm puterea electorală a cetățenilor și să maximizăm influența pe care... Domnul Ciprian, aș vrea să intervin. Vă rog că, pe urmă, vreau să merg la domnul Oprea, reprezentantul AUR. Deci, vă rog. Închei acum, în două secunde, concluzionând cu faptul că românii vor decide cine va intra în turul 2. Pe de altă parte, eu am convingerea că Marcel Ciolacu va câștiga aceste alegeri prezidențiale pentru că a dovedit, poate și își dorește... Rasaliu, mai avem timp pe parcursul acestei ediții. Vă rog, domnule Budascur, că vreau să merg la domnul Oprea, vă rog. Nu, foarte pe scurt, tocmai asta ne-am dorit și noi, ca românii să fie lăsați să decide cine merge în turul 2, dar în momentul în care 5 oameni, și care 4 sunt puși de către PSD, decide altceva, aici este marele pericol asupra democrației, domnul senator. Deci asta vorbim, că vrem ca românii să fie cei care decide. Ori dumneavoastră, domnul dumneavoastră personal, partidul dumneavoastră, în momentul în care face astfel de jocuri și scoate din joc un competitor electoral, rămânând o parte a suveraniștilor, la îndemâna cu Simion, dorindu-vă o finală cu George Simion, aici este marea problemă. Domnule Buda, mai revin o dată la dumneavoastră. Vreau să merg și la domnul Oprea. Domnule Oprea, sunteți, nu știu, favorizați de această decizie a Curții Constituționale? Pentru că, iată, pe acest culoar e liber domnul Simion. Acum, bună ziua, încă o dată. Nu e vorba că este AUR favorizat sau nu de decizia Curții Constituționale, pentru că subiectul nu este despre AUR. Subiectul este despre democrația din România, despre faptul că, din păcate, CCR-ul, care ar trebui să vegheze la respectarea Constituției, ia decizii politice. Aici este, de fapt, problema reală. Nu că este sau nu avantajat George Simion, că a rămas singur pe culoarul suveraniștilor. Mai departe, jocul ăsta, adio, dar rămân cu tine, făcut de domnul Ciucă, nu convinge pe nimeni, pentru că în ultimii ani ei au condus România împreună, s-au mai certat așa de ochii lumii, dar nu și-au spus adio cu adevărat niciodată. Dacă domnul Ciucă este cu adevărat revoltat de decizia curții și de ceea ce se întâmplă cu drepturile românilor, atunci ori pleacă de la guvernare, ori susține o moțiune de cenzură. Acum, asta că nu rupem coaliția, dar rămânem acolo de dragul democrației, doar un copil naiv ar putea să o creadă, pentru că e clar că rămân acolo pentru a avea în continuare acces la banul public, la tot ceea ce presupune poziția respectivă. Acum, am văzut că doamna Lasconi și USR-ul au ieșit să-și asume public acest demers. Păi înțeleg că vă asociați și dumneavoastră cu doamna Lasconi. Poftim? Am înțeles că vă asociați și dumneavoastră cu doamna Lasconi. Ne asociem, dar a fost discuția foarte clară. Vrem să vedem textul moțiunii și inclusiv prin această intervenție a mea facem un apel către doamna Lasconi să se așeze la discuții cu parlamentarii AUR pentru a ajunge la cea mai bună formulă, să nu facă din nou doar un demers de imagine cum au mai făcut și în trecut, pentru că acest guvern
antiromânesc de la ora actuală trebuie sancționat. Și aici nu e loc de orgolii USR, AUR sau PNL sau mai știu eu ce, dacă cu adevărat undeva este revoltat de ceea ce se întâmplă, atunci trebuie să ia măsuri, pentru că dacă nu vă permiteți, vă rog. Sigur. Domnul Oprea, vă rog. Vă rog, nu v-am întrerupt, lăsați-mă să termin, după aia continuați și dumneavoastră, suntem amândoi prin telefon sau Zoom și e complicat. În încheiere, dacă cumva anunțul USR a fost doar un cântec așa îndreptat către PNL în scop electoral, atunci cu siguranță românii îl vor sancționa. Dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla în Parlament. Vă rog, domnule Rasaliu. Sigur, nu e niciun fel de problemă să facem declarații politice la televizor, dar acestea nu asigură buna guvernare și stabilitatea României. Această moțiune de cenzură despre care vorbea, să știți că în cazul, ipotetic vorbind, ar trece, ar arunca actul de guvernare, respectiv România, în aer din punct de vedere politic și social. Deci lucrurile acestea sunt de evitat. Domnul deputat, trebuie uitați, să fiu de acord cu toată prețuirea. De acord cu, eu cu sunt tot, un simplu domnul, contribuabil, domnul deputat, doar atâta, sunt un simplu contribuabil în țara asta. Păi e un mecanism constituțional, moțiunea de cenzură și PSD, cât a fost în, categoric, în opoziție, a folosit. Ce s-ar întâmpla, ce s-ar întâmpla în cazul în care acest demers ar fi trecut prin Parlament, votat în Parlament. Deci nu, în momentul de față mai avem două luni până la alegerile parlamentare. După alegerile parlamentare se vor constitui noile majorități, noile alianțe, iar România trebuie să fie guvernată și nu numai guvernată, trebuie să fie stabilă din toate punctele de vedere. Deci eu la asta mă refeream când spuneam bun. De capacitatea de a înțelege că nu suntem în momentul în care România să fie aruncată în derizoriu. Domnule deputat, aici trebuie să fiu de acord cu domnul europarlamentar de la PNL. Domnule deputat, revin pentru că știu că domnul Daniel Buda nu mai poate rămâne mult cu noi și da. Pe urmă intrăm într-o foarte scurtă pauză și revenim. Domnule Buda, foarte scurt, în acest moment, pentru că iată discutăm de toate aceste, ca să spun așa, situații complicate, aveți informații potrivit cărora mai mulți colegi de-ai dumneavoastră ar pleca din Partidul Național Liberal să-i se alăture lui Mircea Joană? Domnul Ciprian, sigur că acei colegi care din vari motive nu se mai regăsesc pe listele de parlamentari pot să facă astfel de pași în alte zone, vederea maximizării, știu eu, unui anumit moment. Dar nu am cunoștință, cel puțin în momentul de față, de niște nume răsunătoare care să facă astfel de demersuri, și toată lumea este implicată în ceea ce înseamnă această campanie electorală, această bătălie electorală cu cei de la PSD, cu cei de la AUR, și până la urmă este vorba, în funcție la urma urmă, de un exercițiu democratic prin care vrem să convingem opinia publică că astăzi Partidul Național Liberal este singura alternativă viabilă a ceea ce înseamnă garantarea unei guvernări stabile și în folosul cetățeanului. Și noi avem toate argumentele să facem astfel de afirmații, pentru că de-a lungul timpului ne-am manifestat în mod constant ca fiind partidul care a sprijinit mediul economic și de afaceri, care a luat măsurile care au fost necesare pentru a asigura stabilitatea la nivel economic și la nivel politic, și de aceea noi în această zonă ne concentrăm. Vor mai fi unii colegi care poate vor alege, mă rog, alte foi de parcurs, asta este tot ce se poate, pentru că până la urmă este democrație și fiecare este liber să facă ceea ce dorește, dar eu nu am informații de astfel de colegi care să facă astfel de alegeri. Astfel de până trei colegi care au fost în spațiu public vehiculat, care, din câte știu eu, nu au mai avut loc pe listă. Domnule europarlamentar Daniel Buda, mulțumesc tare mult. Domnule Ștefan Oprea, domnule doctor Ștefan Oprea, domnule deputat Rasaliu, revenim după o foarte scurtă pauză, câteva minute și revenim. Am revenit aici în Prima News și continuăm discuția noastră cu domnul Ștefan Oprea, vicepreședinte sector 2 al AUR, cu domnul deputat Marian Rasaliu, reprezentantul Partidului Social Democrat, deputat PSD, și cu domnul deputat Alin Ignat, proaspăt deputat al noului Partid de România în Acțiune. Sper că nu greșesc. Domnule deputat Ignat, ce înseamnă acest partid? Este noul partid care îl susține pe Mircea Joană?
Da, bună ziua, domnule Aron, mulțumesc pentru invitație. Este un partid care, într-adevăr, susține candidatura domnului Mircea Joanu la alegerile prezidențiale. E un partid cu oameni care susțin o doctrină de centru, o doctrină echilibrată în România, pentru că vedem că e nevoie și de măsuri de dreapta și de măsuri de stânga într-o guvernare, nu trebuie mers doar într-o singură direcție. Dincolo de acest lucru, trebuie să vă spun că cred că e lesne de înțeles de ce pleacă colegii din Partidul Național Liberal, de ce plecăm din Partidul Național Liberal. Se vede că acest partid și-a pierdut orice busolă și a deraiat de la orice principiu și orice valoare. Vedem astăzi scene absolut penibile, stânjenitoare pentru colegii care încă sunt în PNL. Iese președintele partidului, spune că rupe coaliția, dar de fapt rămâne la guvernare. Dau legi pentru o singură persoană, pentru domnul Iohannis, după care se răzgândesc. Sunt lucruri absolut halucinante care se întâmplă cu Partidul Național Liberal și cred că în perioada următoare vom vedea foarte multe plecări din PNL. Da, aveți informații, că înțeleg că mai aveți alți doi colegi care au plecat cu dumneavoastră în noul partid, România în Acțiune. Mai aveți și alți colegi care, cel puțin pe surse sau măcar informal, v-au spus că ar putea să părăsească partidul? Da, din câte știu eu, sunt foarte mulți colegi care vor pleca în perioada următoare. Sigur că nu pot eu să divulg acum numele lor, dar am avut discuții cu colegii. Este rumoare, cel puțin spus, în PNL la ora aceasta, pentru că toată lumea se simte, v-am spus, e o stare din asta de stânjeneală. Nu mai știu colegii ce să le spună oamenilor în teritoriu. E haos în PNL și vor pleca mai mulți colegi, dar îi veți vedea în perioada următoare. O să vă întreb, dumneavoastră ce veți face dacă va fi introdusă această moțiune de cenzură, dacă? Pentru că, iată, vedem că cel puțin nu există un răspuns al Partidului Național Liberal. E o declarație a domnului Ionuț Stroie, purtătorul de cuvânt al PNL, care spune pe fiecare subiect în parte va exista decizie politică. Există, din punct de vedere tehnic, câțiva coordonatori ai acțiunii guvernamentale a PNL, atât timp cât nu vom mai avea niciun fel de punte politică, de negociere politică în cadrul coaliției. PNL își rezervă dreptul de a se poziționa pe fiecare subiect în parte, a declarat Ionuț Stroie. Sigur, e un răspuns foarte vag, cumva nu vrea să spună un nu tranșant celor de la USR, dar dumneavoastră, ca reprezentant al noului partid, ce veți face într-un astfel de scenariu? Da, domnul Stroie a declarat niște lucruri fără să spună nimic. Din păcate pentru PNL, au fost puși într-o situație, s-au pus practic într-o situație fără ieșire. Ei au spus că au rupt coaliția cu PSD, iar doamna Lasconi, din ce înțeleg, a lansat discuția despre moțiune de cenzură, i-a pus într-o situație jenantă de a le spune, ok, oameni buni, vreți guvernare de dreapta, vreți întreruperea guvernării cu PSD, haideți votați moțiunea de cenzură și demonstrați că vreți o guvernare de dreapta. Sigur că PNL nu va face asta, pentru că PNL nu-și poate permite ca acum, în aceste două luni înainte de alegeri, să plece de la butoanele banilor pentru primari, să demobilizeze primarii, care și așa sunt demobilizați din cauza candidatului, și evident că nu vor pleca. Eu personal vă spun că văd și o concurență, o competiție din asta pe zona de opoziție, cine să dea drumul la moțiunea de cenzură. Colegii cred că vor capitaliza din această chestiune, o competiție, cine capitalizează pe moțiunea de cenzură. Bun. Cred că e important pentru România acum să existe o moțiune de cenzură, indiferent cine o depune. Eu personal voi semna această moțiune și o voi vota. Și sunt convins că mulți alți colegi și care au plecat din PNL și care încă sunt în PNL vor face acest lucru. România nu mai poate permite să aibă acest guvern de deputat impostură, Ignat, până la urmă. Numai o secundă, să termin fraza. Deci România nu mai poate permite să aibă acest guvern de impostură la acest moment, iar din păcate o spun, cea mai mare componentă de impostură în acest moment în guvernul României este Partidul Național Liberal. Domnule Ștefan Oprea, tocmai pentru că vorbeam și în precedenta intervenție de dacă ar putea AUR să voteze moțiunea USR, data trecută când ați demis guvernul Câțu, ați făcut-o mult mai simplu, adică n-au fost toate aceste puncte de vedere pe care să le luați în calcul. Și apropo, nu vă îngrijorează pentru noastră pe opoziție, că practic tot debate-ul public se poartă între aliații de la guvernare? Păi, tot debate-ul ăsta public este de ochii lumii. Ei de la început au spus, haideți să fim realiști, să ne amintim exact cum au început povestea. Noi nu ne iubim,
Dar de dragul stabilității, că avem război la graniță, că e un context cu ceea pandemia ce și poate... Avem poftim? Prețuri de controlat, că avem o grămadă de lucruri de făcut. Mă rog, că toate discuțiile care au fost, mereu au avut o scuză pentru a rămâne împreună, dar ei tot timpul aparent s-au criticat reciproc. Și acum, după cum vedem, domnul Ciucă spune, domne, am rupt coaliția, nu înțeleg ideea asta, am rupt coaliția, dar rămânem acolo. Pentru că, din nou, își găsește niște motive care, cu care dumnealui încearcă să pice bine în ochii electoratului. Dar sunt alți participanți la actul politic, cum este, de exemplu, domnul Ignat, care și-a dat seama că astfel de lucruri nu pot ține la infinit. Să sperăm că USR-ul va avea cu adevărat intenția de a da jos acest guvern și atunci va fi cu sorți de izbândă tot da, acest demers. V-a luat cumva, acum vă întreb, nu dumneavoastră, dar partidului fața USR pentru că au gândit, repet, această mutare, mutare politică cu moțiunea de cenzură? Vedeți dumneavoastră cum stau lucrurile, că de fapt aici e și problema pentru toți românii care ne privesc. Discutăm despre interesul partidelor sau despre interesele persoanelor. Aici e deja dincolo de AUR, USR, PNL sau PSD. Haideți să mutăm un pic discursul și către interesul real al cetățenilor și al românilor. Pentru că dacă stăm să ne gândim puțin, indiferent cine depune acest lucru, este spre interesul conservării și păstrării democrației în România. Departe de noi de a o iubi pe doamna Șoșoacă în acest caz, dar când vezi că CCR-ul ia efectiv pur și simplu niște decizii pur politice și să ne amintim încă de pe vremea domnului Băsescu, când CCR-ul făcea doar ce vroia domnul Băsescu cu domnul Zăgrean la conducere, pentru că atunci așa era apartenența politică, vom vedea că de fapt este o instituție de decor care vine doar să întărească deciziile pe care le ia guvernarea. Da, domnule deputat Rasaliu, n-am cum să nu vă întreb. A fost invitat domnul Nicolae Ciucă la Măruță. Mie mi se pare absolut incredibil. Adică nu a fost și domnul Nicolae Ciolacu, Ciucă, de altfel, și a fost și domnul Joană. Merg la genul ăsta de podcasturi. Domnul Joană, când era de pildă secretar general al jurnatul, mergea bala Mihai Moraru, bala tot felul de podcasturi, da, nu știu, probabil că așa e în nou, hai să spunem, aranjament al comportamentului politic de astăzi. Dar domnul Ciucă a lansat și niște proverbe și înțeleg aici că pe domnul Ciolacul descrie, a atribuit proverbe contra candidaților. Ciolacu visează mălai. Sigur, Simion e hoțul neprins, Lasconi e pisica blândă, Mircea Joană, după război, mulți viteși se arată. Visează mălai președintele dumneavoastră, premierul Marcel Ciolacu, și mă gândesc că se referea evident la alegerile prezidențiale și la șansa de a câștiga aceste alegeri. Sigur, domnul Ciucă probabil are foarte mult timp să producă astfel de maxime. A ajuns și la vârsta și la nivelul la care într-adevăr poate să gândească astfel de maxime. Noi ne gândim la programul de guvernare, noi ne gândim cum să facem în așa fel încât să implementăm cât mai bine punctele din programul nostru de guvernare. Noi gândim foarte, foarte serios la ceea ce urmează după data de 1 decembrie și după data de 8 decembrie, când se va încheia al doilea tur de scrutin prezidențial. Noi ne pregătim pentru ca să câștigăm cât mai mulți parlamentari data de 1 decembrie. Și bineînțeles fotoliul de președinte pentru domnul premier Ciolacu. Și după aceea începe adevărata provocare pentru Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, să mă întorc un pic la discuția inițială pe care ați avut-o cu ceilalți invitați. Sigur, doamna Lasconi a lansat această idee care este absolut terifiantă și n-are niciun fel de legătură cu actul de stabilitate de care România are nevoie. Deci își dorește să arunce România într-o instabilitate politică, economică și regională prin această moțiune de cenzură pe care vrea să o promoveze. Domnul Lasaliu, repet, nu cred că lucrurile sunt așa grave. Un mecanism constituțional. Până la urmă, rămâne un guvern interimar. Eu vorbeam de principiu. Nu vorbeam că este neconstituțional, eu vorbeam de principiu.
De principiu vorbeam, mai sunt două luni până la alegeri. Eu mă bucur că l-am auzit pe europarlamentarul PNL înainte spunând că au responsabilitatea alegerii și că alegerea aceasta este de a continua în următoarele două luni actul de guvernare alături de Partidul Social Democrat, chiar dacă profund ne despart doctrinele politice și bineînțeles că avem programe avem programe diferite. Aș avea o curiozitate personală. Domnule Aron, sunteți, domnule deputat, sunteți deputat de Brașov. Acolo ați avut o alianță comună la primăria la alegerile locale la primăria Brașov. Păi în condițiile în care PNL vorbește de guvernare de dreapta, dumneavoastră mai sunteți prinși în guvernarea locală a domnului Scripcariu? Stați un pic, pentru că noi am avut niște noi am avut o înțelegere electorală pe care Partidul Social Democrat le-a respectat ca un partid serios, a respectat aceste alegeri, iar domnul Scripcaru în momentul de față este primarul municipiului Brașov și cu, dacă nu, mai ales datorită faptului că s-a făcut această înțelegere preelectorală ca noi să-l susținem. Și când l-am susținut, când am stabilit că îl susținem pe domnul Scripcaru în alegerile locale pentru primăria din Brașov, să știți că ne-am făcut foarte temeinic treaba, în sensul în care postul primar Alen Coliban de la USR n-a făcut absolut nimic pentru Brașov timp de 4 ani de zile cât a fost primar. Iar noi avem nevoie de proiecte, noi avem nevoie ca aceste proiecte să fie implementate și eu știu exact care sunt aceste proiecte lăsate, uitate în sertar de Alen Coliban, postul primar al Brașovului. Nu mă refer decât la spitalul regional din Brașov, pe care trebuia să-l trateze Mulțumesc, domnule deputat. Vreau să mai aflu câte o opinie de la fiecare dintre dumneavoastră. Domnule deputat Ignat, vreau să interveniți, dar am și o curiozitate. Pe dumneavoastră vă încurcă pe cei care îl susțineți pe Mircea Joană și pe Mircea Joană, evident, această ieșire din scenă a Dianei Șoșoacă? Nu, din punctul meu de vedere, această ieșire a doamnei Șoșoacă din competiție încurcă România, până la urmă, și democrația din România, da? S-a dezbătut foarte mult deja pe acest subiect, încât cred că nu e cazul să o mai tot repetăm, că e limpede. Ce vreau eu să spun, e foarte important, se tot invocă, acum că ne speriem de moțiunea de cenzură, se invocă stabilitatea. S-a săturat România, s-au săturat oamenii de atâta stabilitate, de atâta poveste cu stabilitatea, când noi privim și vedem cum instabilitate politică avem, pentru că cele două partide de la guvernare... O competiție politică, nu e o instabilitate. Numai o secundă, că nu v-am întrerupt. Numai o secundă. Instabilitate politică avem pentru că cele două partide de la guvernare fac circ în continuu la guvernare și nu se înțeleg. Instabilitate economică avem pentru că au crescut taxele în două rânduri în România și urmează să crească TVA și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri le avem. Vorba. Faptul că vine o moțiune de cenzură să facă un pic de curățenie și să stăm liniștiți că și un guvern interimar poate organiza. Domnul Ignat, domnul deputat, acum și nu ați venit din partidul, domnul deputat, veniți din partidul care în urmă cu 3 ani milita pentru stabilitate. La vremea respectivă, nu le-ați bătut obrazul colegilor dumneavoastră? Da, dacă urmăriți ieșirile mele publice, eu am bătut obrazul, eu m-am opus alianței cu PSD. Din punctul meu de vedere, deci toate punctele mele de vedere de-a lungul timpului au fost constante împotriva coaliției cu PSD și pentru o guvernare de dreapta. Asta am susținut întotdeauna, m-am opus creșterilor de taxe, inclusiv în Parlament prin vot. Adică atitudinea mea, dacă o veți căuta de-a lungul timpului, o veți găsi că este constantă și consecventă cu ce susțin. Parlamentul nu este pe persoană fizică, dacă îmi dați voie, deci atitudinea dumneavoastră este lăudabilă. Vreau să vă spun că toată povestea asta legată de creșterea de taxe, inclusiv a taxei pe valoare adăugată, este un fake news menit să dezinformeze. Deci lucrurile acestea nu se vor întâmpla. Preferăm să ne aplecăm asupra unei mai bune colectări, să găsim mecanismele eficiente ca să aducem cât mai mulți bani pe cale corectă la bugetul consolidat de stat și în felul acesta să menținem nivelul de taxe, atât inclusiv taxa pe valoare adăugată. Ați crescut impozitul la microîntreprinderi de la 1 la 3%?
Poate dumneavoastră vorbiți din impozitul de la 1% pe micro-întreprinderi? Bun, într-o ediție viitoare. Și mi-asum ceea ce vorbesc. Îmi place foarte mult, recunosc, îmi place foarte mult polemica, domnule deputat Rațiu și domnule deputat Ignat. Da. Poate chiar acceptați în aceeași formulă să discutăm despre acest lucru. Sunt oameni foarte mulți, de pildă din zona economică, care ne spun că ar fi vrut să vadă mai mult zona de transparentizare. Domnule Oprea, apropo de toată această bătălie, pentru că vedem, sunt calcule electorale în joc în acest moment. Personal, dumneavoastră celor de la AUR, de cine vă e cel mai teamă? Acum, așa cum arată toate calculele, e clar că candidatul stângii, premierul Marcel Ciolacu, va intra în turul 2. Președintele Nicolae Ciucă și președintele Mircea Joană și președintele partidului dumneavoastră sunt candidații care se bat, și evident, doamna Lasconi, pentru turul 2. În momentul de față, sunteți, nu știu, mai avantajați, mai puțin avantajați tocmai în urma acestui scandal și, repet, în condițiile în care USR va luat, ca să spun așa, fața cu această moțiune de cenzură. Revin asupra ei. Dar sunteți mai avantajați? V-am răspuns de mai devreme. Acum nu e vorba, noi nu suntem focusați nici pe temeri, nici pe avantaje sau dezavantaje referitoare la acțiunile politice. Pentru că noi avem încredere și dacă vă uitați la activitatea domnului președinte Simion, că este publică pe paginile de socializare și a avut și intervenții televizate zilnic, o să constatați că dumnealui și noi ca partid suntem focusați pe interacțiunea cu cetățenii și pe acțiuni concrete pentru cetățeni. De fapt, domnule Oprea, reformulez, că într-adevăr v-am întrebat dacă sunteți mai avantajați. Vreau să vă întreb, de cine vă e cel mai teamă acum? Pentru că, de pildă, într-un recent sondaj arăta că Diana Șoșoacă l-a cam depășit pe George Simion. Și acum, de cine vă e cel mai teamă dintre ceilalți trei candidați? Mircea Joană, Nicolae Ciucă și Elena Lasconi. Cunoscându-l personal pe George Simion, fiind candidatul nostru, nu e vorba de cine ne nouă frică, e vorba de cine este lui frică. Iar cunoscându-l pe George Simion, a intrat în această competiție pentru a câștiga. Prima etapă de câștig este să intre în turul 2, iar ulterior în turul 2, bineînțeles, să câștige fotoliul de președinte. Nu cred că este vorba despre temeri și nu cred că atenția lui, și cunoscându-l, nu cred că George Simion este focusat pe Mircea Joană sau pe Nicolae Ciucă. Cred că este focusat pe propria campanie, pe a demonstra în fața românilor că acționează și, cum a făcut-o și până în acest moment, pentru binele românilor și pentru a le câștiga încrederea în continuare și voturile necesare pentru a-l duce în turul 2. Deci nu cred vom că afla, e vorba de teme. Probabil vom afla, domnule Oprea, în funcție de cine va fi mai vizat de domnul Simion în viitor, apropo de ceilalți trei candidați care se luptă pentru este până una alta pentru turul 2. Un joc politic și fără doar și poate. Domnule doctor Oprea, domnule deputat Rasaliu, domnule deputat Ignat, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea aici în Prima News. O foarte scurtă pauză la fix, revenim aici cu principalele titluri când intrăm în zonă de, hai să spunem, analiză economică, pentru că o să vedeți. O să vă arătăm câteva imagini, câteva promisiuni pe care le au principalii candidați la alegerile prezidențiale, pentru că dincolo, iată, de toate aceste jocuri, e important să vedem ce comunică și ei pe parte economică. O foarte scurtă pauză și revenim. Am revenit aici în Prima News și vă propun ca în această oră să comentăm propunerile economice pe care le fac reprezentanții principalelor partide, reprezentanții la președinție, adică prezidențiabilii în 2024. Sunt câteva propuneri interesante pe care vreau să le comentăm cu invitații noștri pe parcursul orei care urmează. Asta și prin prisma faptului pentru că vorbim foarte des despre jocuri, scenarii politice, despre care o să mintim și în această oră. Dar, sigur, rămâne și elementul, hai să spunem, de referențialitate la nivel de promisiune și la nivel de program economic. Pentru că, știți, noi râdem și glumim astăzi. Dar s-ar putea să o facem pe banii noștri începând din ianuarie-februarie 2025. Atunci să nu mai fim la fel de veseli privindu-i și, hai să spunem, amuzându-ne la diverse momente politice care pe ei s-ar putea să-i coste mai puțin, pe noi mai mult. Și atunci e bine să știm cam ce ni se oferă sau ce ni se propune.
Fapt pentru care, înainte de a vă prezenta invitația acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Noi probleme pentru Marcel Ciolacu după ce partenerul de guvernare a anunțat sfârșitul coaliției între PSD și PNL. Elena Lasconi anunță că USR lucrează la textul unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului. Ciolacu îi cere liderului PNL, lui Nicolae Ciucă, să aibă curaj și îi cere, îmi cer scuze, să, lui Nicolae Ciucă să semneze moțiunea. În replică, socialdemocratul Daniel Suciu spune că este dreptul firesc al oricărui partid de opoziție să inițieze o moțiune de cenzură. Este treaba PNL cum va vota. Totodată, PSD a făcut astăzi un apel la PNL să manifeste maturitate politică și să trateze cu responsabilitate obligațiile pe care le are în calitate de partid aflat încă la guvernare. Am văzut, de pildă, faptul că se discuta pe surse cu privire la faptul că ar putea să părăsească liberalii guvernul. Pe de altă parte, în contrapartidă, premierul Marcel Ciolacu că își va depune mandatul. Până la urmă, lucrurile s-au liniștit, cel puțin din această perspectivă a guvernării. Așadar, oamenii rămân în executiv. Între timp, eurodeputata Diana Șoșoacă a luat cuvântul aseară în Parlamentul European, unde s-a plâns că decizia Curții Constituționale de a-i respinge candidatura la alegerile prezidențiale este abuzivă și nu a fost luată pe motiv de constituționalitate. Conform sondajelor reale, deținea în primul loc pentru președinția României, a susținut Șoșoacă. A fost întreruptă pentru depășirea timpului alocat chiar când le cerea colegilor săi eurodeputați să ia act că în România statul de drept este încălcat. E bine să citiți motivarea curții și, foarte important, și opinia separată a judecătorului Scântei, un punct de vedere pe care eu îl consider destul de temeinic, dar, repet, fiecare are, ca să zic așa, propriul filtru de apreciere. Dar dincolo de acest aspect al respingerii acestei candidaturi, n-am cum să nu comentez momentul în care este întrerupt speech-ul doamnei europarlamentar în Parlamentul European, la Strasburg. Vorbește liniștit, temperat, fără decibeli la cote ridicate. Semn că acea sancțiune prin care 7 zile nu i-au fost pontate și pierde din bănuți a contat mult în gestul domniei sale de a se comporta în Parlamentul European. Știți că și la început, când s-a dus cu Bodniță și așa, a întrebat Roberta Metsola de câți oameni e nevoie ca să o conducă afară din sală pe doamna europarlamentară. Iată că sunt locuri în care se poate, pentru că libertatea ta funcționează până acolo unde deranjează libertatea celuilalt. Și sunt niște reguli, funcționăm sau ne conducem după niște reguli. Deci se poate și în cazul doamnei să fie temperată. Și am văzut, după un minut, i s-a tăiat microfonul, a văzut că nu se mai aude, s-a așezat liniștit în bancă. Deputata PSD Laura Vicol și-a depus demisia din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, acuzând jocuri nedrepte. Demisia la o zi după apariția investigației Recorder privind reguli în dezvoltarea proiectului imobiliar Nordis, în care asociat principal este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol. Investigația Recorder relevă faptul că grupul Nordis ar fi încasat milioane de euro pentru a dezvolta ansambluri rezidențiale care au rămas însă doar la stadiul de proiect. Românii decedați în străinătate vor fi repatriați pe cheltuiala statului. Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Deputaților for decizional. Actul normativ prevede obligația statului român să suporte la cererea familiei cheltuielile ocazionate de repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate în limita 5.000 de euro. Sumele care depășesc acest plafon vor putea fi suportate din taxele consulare. Armata israeliană anunță că a început operațiunile terestre în sud-vestul Libanului și deschide astfel un nou front la un an după ce au început schimburile de focuri cu gruparea armată Hezbollah. În cursul atacurilor asupra suburbiilor sudice ale Beirutului a fost ucis un alt membru de rang înalt al Hezbollah, responsabil cu bugetul și logistica grupului, susține IDF. Operațiunea Israelului vine în ciuda apelurilor ONU pentru o soluție diplomatică, relatează Reuters. Ce mai contează astăzi Organizația Națiunilor Unite? Mai are capacitatea, de pildă, de a genera intervenții militare, la fel cum s-a întâmplat în cazul a ceea ce s-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte, în fosta Iugoslavie, mai cu seamă în momentul 99, când era acel conflict între guvernul de la Belgrad și dizidenții din regiunea Kosovo.
la vremea respectivă, în 99. Astăzi se pare că ONU nu mai are capacitate. Ba mai mult, e nevoie ca șeful ONU să fie declarat persona non grata ca să poată reacționa la atacul pe care l-a avut Iranul asupra Israelului. Dincolo de asta, sigur, e de urmărit ce front va dezvolta Israelul în sudul Libanului, dacă va fi la fel ca și în Gaza, dar asta arată și capacitatea militară extraordinară despre care discutam și noi ieri cu generalul Virgil Bălăceanu, de a menține, ca să spun așa, situația pe două fronturi destul de complicate. Soldații francezi vor participa anul viitor la un exercițiu militar de amploare în România, scrie Politico. Exercițiul Dacian Spring 2025 le va evalua capacitatea de a se deplasa rapid spre flancul estic al NATO. Este o competență cheie în cazul în care președintele rus Vladimir Putin decide să atace un membru al alianței, mai scrie publicația. O primă desfășurare de trupe în România ar fi trebuit să aibă loc în 2022, dar atunci a fost oprită de birocrație, proceduri la frontieră și trenuri neadecvate pentru echipamente militare. A fost decernat premiul Nobel pentru fizică. John Hopfield și Geoffrey Hinton au fost premiați pentru descoperiri fundamentale pentru dezvoltarea procesului de machine learning cu ajutorul rețelelor neuronale artificiale. Deși calculatoarele nu pot gândi, pot imita funcții precum memoria sau învățarea, cei doi laureați au fost instrumente din fizică pentru a dezvolta metode care stau la baza machine learning-ului de astăzi, a transmis Academia Suedeză. Mijlocașul francez Paul Pogba, a cărui suspendare pentru dopaj a fost redusă de la 4 ani la 18 luni, va reveni pe teren în noiembrie. Revenirea va avea loc în cadrul unui meci demonstrativ în Dubai. Partida va avea o distribuție cu foști câștigători ai Cupei Mondiale și ai Ligii Campionilor. Meteo la final. Vom avea parte și mâine de vreme plăcută și temperaturi ridicate, dar cresc șansele de ploaie, în special în zona de vest a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 25 de grade, iar cele minime între 7 și 8 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Am revenit aici în Prima News și vreau să le mulțumesc invitațiilor din această oră, cu care chiar vreau să comentăm și să analizăm promisiunile sau proiectele pe care le au candidații, principalii candidați la președinția României. Domnul Gheorghe Alomițeanu, fost ministru al finanțelor, e alături de noi aici în emisiune. Vă mulțumesc, domnule ministru Alomițeanu. Plăcere, bună ziua! Domnul Ciprian Păun, avocat, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, alături de noi. Domnule avocat Păun, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți doi oameni care, dincolo de sigură expertiză și analiza pe care o fac, sunteți și doi oameni care urmăresc viața publică din România. Aș porni, sigur, de la ceea ce se întâmplă, așa ca o impresie personală vis-a-vis de ceea ce se întâmplă astăzi în guvernare. Cum vă așteptați să mai funcționeze guvernarea cu două partide și cu doi lideri de partide care sunt clar în competiție în acest moment? Domnule ministru, domnule avocat, la ce vă așteptați în următoarele două luni? Bună ziua! Eu mă aștept că guvernarea va continua. E un joc politic având la bază decizia Curții Constituționale. Eu m-aș fi bucurat ca doamna Șoșoacă să candideze la funcția de președinte și electoratul să o sancționeze. N-aș vrea să speculez că a fost un joc și de punerea contestației și la Curtea Constituțională, dar văd că PNL-ul și USR-ul se folosesc de această decizie să ia niște voturi. Eu cred că guvernarea va continua. Din păcate, nu e o guvernare bună, va fi o guvernare tot în scop electoral. Vedem că multe lucruri nu merg, deficitul foarte mare, ne împrumutăm în continuare. Mai mult decât atât, nu avem programul pe care l-a depus guvernul Ciolacu la ECOFIN, la Consiliul Ministrilor de Finanțe și Economie, privind renegocierea perioadei de ieșire din
procedura de deficit excesiv. Să anunță că ar fi o moțiune de cenzură tot electoral, pentru că PNL-ul nu va semna, nu va ieși de la guvernare, că o să își pună primarii în cap, că au programul Angel Salini ca să le mai deconteze niște facturi, dar nu va fi o guvernare în folosul românilor, ci mai mult o guvernare pentru a gestiona campania electorală a partidelor mari, PNL și PSD. Nu, e un joc. Îmi pare rău că PNL-ul a căzut în capcana cu susținerea doamnei Șoșoacă. Nu știu dacă electoratul și USR-ul a făcut același lucru. Nu știu dacă electoratele... Deschideți o nuanță interesantă. Deci capcana nu e pentru că ieri se comenta că e o capcană în care a căzut PSD, că e o furie populară care se îndreaptă spre PSD. Spuneți că e mai degrabă o capcană în care a căzut PNL? Eu vreau să vă spun că ambele partide au de suferit. PNL-ul va avea de suferit să-și ducă candidatul în turul 2, iar PSD-ul nu mai poate să atragă electorat de partea dreaptă, pentru că percepția este că și-a băgat coada legată de decizia Curții Constituționale. Deci ambele partide vor avea de suferit în campanie. Nu știu cum se va vota, dar să știți că și PNL-ul a făcut o greșeală, prea a ieșit așa cu toată forța să o susțină pe doamna Șoșoacă. Sigur că e vorba de principiul democrației, dar totuși mult electorat de dreapta percepe că de fapt e un joc politic între cele două partide pentru a-și duce candidații în turul 2. Domnule avocat Ciprian Păun, cum evaluați, ca să spun așa, întreaga situație? Cum credeți că vor decurge următoarele luni de guvernare? Mai sunt 2 luni. Da, eu cred că suntem în fața unei situații extraordinare, pentru că am văzut un gest absolut de putere al Curții Constituționale, care a intervenit pentru a sancționa un derapaj neconstituțional a unui potențial candidat la președinția României. Sigur, și pentru gustul meu, cred că doamna Șoșoacă ar fi trebuit lăsată să candideze, nu pentru că sunt un fan al domniei sale sau a ideilor puține, dar fixe ale domniei sale, ci pentru exercițiul democratic și pentru validarea electoratului domniei sale. Pentru că domnia sa nu putea să treacă în mod rațional de 6%. Și atunci ar fi rămas undeva în subsolul clasamentului. Așa, i se dă un imbold deosebit partidului domniei sale. Se va vedea de unde va lua voturi, dacă va lua voturi de la AUR sau de la PSD. Și aici cred că Partidul Național Liberal face un joc absolut, din punctul meu de vedere, neeficient, din punct de vedere electoral, pentru că vrea să atragă atenția că suntem supărați pe voi PSD-iștilor pentru că ne-ați făcut o chestie pe care ne-am înțeles că nu ne-o faceți, ceva de genul ăsta. Dar noi, publicul larg, nu știm la ce s-au înțeles și cine n-a respectat ce. Pentru că până la urmă e o decizie a Curții Constituționale. Ori dacă PNL-ul validează că se fac intervenții la Curtea Constituțională, este de o gravitate exagerată. Și trebuie sancționat dur acest comportament dacă PNL-ul are informații că s-a intervenit la Curtea Constituțională a României. Este de o gravitate exagerată. Dacă nu, Partidul Național Liberal nu știu dacă a căzut într-o capcană, dar face absolut tot posibilul de a-și recupera electoratul de pe zona de dreapta. Dar electoratul de pe zona de dreapta are alte probleme. Are faptul că statul român este cel mai rău platnic contribuabil, ca să zic așa, sau contribuabil la ansamblu economic. Adică statul român, prin faptul că nu-și plătește furnizorii, fie că sunt antreprenori, fie că sunt alții, creează un blocaj în economie extraordinar. Ăsta e lucru pe care trebuie să-l vadă Partidul Național Liberal și să reacționeze. Nu cred că va ieși de la putere, sunt de acord cu domnul de la guvernare, sunt de acord cu domnul Ialomițeanu, sunt atâtea sume de decontat pe Angel Salini încât nu o să spună primari în cap în acest moment. Și este o inflație legislativă. Nu vedeți că sunt proiecte peste proiecte? S-a stat într-o pasivitate. Până acum nu s-a făcut nimic în Parlamentul României, more or less, de către jucătorii politici, și dintr-o dată fiecare s-a găsit mare inițiator de legi. Pentru românii din diaspora, pentru companii, amnistii fiscale, modificări ale amnistiilor fiscale. Și noi suntem într-o situație
în care economic suntem pe marginea unei prăpăstii. Da, tocmai pentru că am ajuns cumva la zona asta economică, v-aș propune, iată, să analizăm, ca să spun așa, câteva din promisiunile care au fost aduse în spațiul public. Am vrut să facem o trecere, apropo, de subiectul momentului și că există, iată, această preocupare. Aș vrea doar să-i rog pe colegi să ne dea clipul cu președintele Senatului, cu Nicolae Ciucă, candidatul PNL la președinție, și cu mesajul pe care lansează pentru ceea ce înseamnă susținerea pe care o are pentru mediul de afaceri. Haideți să vedem filmulețul și revenim. Mediul de afaceri reprezintă cel mai important motor al economiei. Aici este sursa inovației și a competitivității unei țări. De aceea, pentru mine, statul este mai degrabă dator mediului de afaceri și nu invers. Datoria statului față de mediul de afaceri constă în menținerea unui raport sănătos între produsul intern brut și cheltuielile publice. Doar așa putem vorbi de un buget sustenabil, cu un deficit rezonabil care induce economiei o competiție corectă în care munca să fie valorizată. Bugetul statului trebuie să reflecte valori și nu interese electorale meschine. Domnule ministru Ialomițianu, acum, la modul cel mai cinstit, urmărind acest mesaj, n-ai cum să nu fii de acord cu el. Și ce spunea domnul avocat mai devreme, apropo de cel mai datornic actor care e statul? Aici așa spunea domnul președinte Ciucă, statul e dator mediului de afaceri și nu invers. Adică, recunosc, cel puțin declarativ, sună foarte bine. Cum vi se pare, iată, un astfel de mesaj și un astfel de program? Domnul profesor Păun Ciprian are dreptul să spună că e un liber profesionist și nu e la guvernare, n-a condus guvern. Adică spune lucrurilor corecte, ceea ce le simte de la mediul de afaceri. Dar domnul Ciucă, care a fost prim-ministru și a luat decizii să anuleze facilitățile fiscale care erau acordate mediului de afaceri, mă refer la industria alimentară, agricultură și construcții, promovând principiul echității, într-adevăr, e corect să-l promovezi, dar trebuie să te uiți să vezi ce face mediul de afaceri. Că domnul Ciucă a spus că este sectorul cel mai important într-o țară. Într-adevăr, produce plus valoare, locuri de muncă, bani la buget. Dar domnul Ciucă n-a avut nicio legătură între mesajul transmis acum și cum a guvernat, n-are nicio legătură. Și în continuare cu guvernul Ciolacu. Adică nu s-a impus. A spus, domnule, să păstrăm cota unică, atât. În rest, să ajute mediul de afaceri, să sprijine prin scheme de ajutor de stat, să nu mai importăm, că noi în continuare ne stimulăm consumul și investițiile pe bază de importuri. Și spune, nu știu dacă dânsul înțelege legat de legătura între PIB și impozite, dacă înțelege cum să ajuți economia, să apeși pe accelerație încât, într-adevăr, cei care produc să fie în centru atenție, să fie sărit în sprijinul fermierilor când au fost afectați de secetă, în momentul în care veneau cerealele din Ucraina și era o concurență neloială prin faptul că acele veneau fără taxe. Adică dânsul are un mesaj, parcă a venit din altă parte, adică nu a fost la guvernare. Dacă dânsul într-adevăr era în opoziție cu PNL-ul, îl credeam. Dar fiind la PSD-ul, opoziție și... Poftie? Zic, în opoziție cu PSD, că spuneați în opoziție cu PNL. În opoziție cu PSD. Nu ne spune nimic de ce a făcut domnul Boloș, care e ministru de finanțe al PNL-ului. Cu ce program s-a dus să negocieze ieșirea din procedura de deficit excesiv. Adică dânsul are un mesaj că vrea să fie președinte, dar are o responsabilitate că a fost la guvernare și nu a făcut nimic pentru mediul de afaceri. Bun. În continuare avem scăderea producției, creșterea importurilor pe fondul scăderii consumului. Înseamnă că populația și-a
a înregistrat o scădere a puterii de cumpărare. Adică mulțumesc, mulțumesc, domnule ministru. Acestea sunt realități. Mulțumesc, nu ce spune ministru. Domnul Ciucă. Revină la dumneavoastră. Domnule profesor Ciprian Păun, cum vi s-a părut acest mesaj? Repet, pentru mediul de afaceri sună foarte ispititor. Asta vorbim acum la televizor, că e ispititor. Da. Dar vreau să vă spun că mediul de afaceri este un interlocutor foarte rafinat, care înțelege aceste mesaje de tipul să fie bine, să nu fie rău. Pentru că, în afară de mesajul să fie bine, să nu fie rău, eu n-am înțeles niște chestiuni. Haideți să luăm câteva categorii profesionale care sunt target pentru electoratul liberal. De exemplu, profesiile liberale. Păi, datorită modificărilor legislative din ultimul an, liber profesioniștii, profesioanele fizice autorizate, etc., plătesc mult mai mult contribuții, datorită contribuțiilor, creșterea contribuțiilor, nivelul contribuțiilor, plătesc mult mai mult impozit decât se plătea anterior. Deci ăsta este rezultatul guvernării liberale. Pe de altă parte, scăderea sau scoaterea aceasta a impozitului pe cifra de afaceri și limitarea cât mai mult a lui trebuia justificată mult mai elegant și într-un anumit context care trebuia prezentat către contribuabil. Mai apoi, legea amnistiei fiscale promovată de către premierul Ciolacu trebuia acompaniată de măsuri de stimulare a celor care plătesc taxele și impozite la timp, nu doar acel beneficiu de 3% care se dă companiilor, se trebuia și către zona de profesii liberale, către zona de PPA-uri, etc. În același timp vorbeați despre, și vorbea domnul Ialomințeanu, de o chestiune gravă, deficitul bugetar și modul în care adresăm această problemă. Se pare că, din păcate, guvernul României nu reușește să găsească limbajul coerent în relația cu Comisia Europeană. Păi e foarte simplu. Faceți un calcul ce înseamnă efortul de război al României sau efortul de susținere a Ucrainei în acest context de beligeranță. Calculați cât este suma pe care o alocăm noi pentru acest conflict și mergeți în relația cu Uniunea Europeană și spuneți-le în felul următor. Haideți să scădem suma respectivă din deficitul bugetar, pentru că suma respectivă este o cheltuială extraordinară pe care eu o suport ca țară datorită solidarității statelor europene cu efortul de război al Ucrainei, dar nu trebuie doar eu ca țară, România, să suport acest lucru, iar Franța, Olanda și alte state să se uite să contempleze această chestiune. Și atunci, dacă noi avem niște date statistice și reușim să intrăm într-o comunicare cu Comisia Europeană pe aceste subiecte, atunci avem N-ul ăla din Partidul Național Liberal mult mai puternic tușat decât este până acum. Și atunci se poate da și un răspuns către zona suveranistă să li se explice că așa se face o politică coerentă națională. De aceea este Partidul Național Liberal. Am văzut acest mesaj apropo de ceea ce înseamnă relația cu Comisia Europeană vis-a-vis de deficit, tocmai pe ajutorul militar. Sigur, am văzut un astfel de mesaj la Cristian Diaconescu. În rest, n-am văzut purtat în dezbaterea celorlalți prezidențiabili o astfel de speță. Dar vă propun o foarte scurtă pauză și revenim aici cu domnul avocat și cu domnul ministru, pentru că mai avem și mesajele altor prezidențiabili. O foarte scurtă pauză și revenim. Am revenit aici în Prima News. Comentăm propunerile pe care le fac principalii candidați la prezidențiale și o să mai continuăm să inventariem parte din propunerile pe care ei le fac. Le mulțumesc în continuare invitațiilor noștri din această oră. Domnul ministru, fost ministru de Finanțe Gheorghe Ialomițeanu și domnul Ciprian Păun, avocat, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. Aș vrea să vedem un foarte scurt fragment din Marcel Ciolacu, care vorbește despre un plan pe care îl are în lucru. E doar un fragment pe care îl avem dintr-o declarație făcută la Oradea cu privire la proiectul Marii Industrializări, care e prins în programul economic pe care l-a lansat și la Congresul PSD. Haideți să vedem materialul și revenim. Am fost de dimineață la
noua fabrică relocată din Federația Rusă la dumneavoastră, la Oradea, la Nokian. Este proiectul pilot care statul român a venit cu un ajutor de aproximativ 100 de milioane și știm cu toții ce realizare este nu numai pentru zona dumneavoastră, dar pentru România. Este proiectul care ne-a inspirat, astfel încât săptămâna trecută am venit cu cele 2 miliarde pentru reindustrializarea economiei românești. Numai așa vom putea regla această scădere a producției industriale într-o perioadă mult mai scurtă. Bun, e un program mult mai larg pe care l-a lansat premierul Marcel Ciolacu. Mie îmi place sintagma asta cu marea industrializare. Parcă acum suntem, nu știu, în niște filme de-astea. Reindustrializare, îmi cer scuze, mă corectează colegii. Și sunt aici mai multe componente, mai multe direcții strategice ale programului economic, dezvoltarea serviciilor, agricultura și sigur că da, sunt câteva aspecte și la reindustrializare care sunt cuprinse. 2 miliarde, recunosc, mie mi se pare așa o sumă minoră, da? Poate pentru publicul larg dă bine. Domnule ministru, cum vi se pare, iată, acest program în care mergem iar cu sapa și lopata să repornim industria țării? Nu că n-ar fi bine, adică... Noi avem nevoie de producție, să stimulăm producția, să nu mai facem importuri, că și pentru investiții facem multe importuri și valoarea adăugată e foarte scăzută în România. Nu rămân bani în economie. Dar ca să faci reindustrializarea, trebuie să dezvolți inovarea, cercetarea, să dezvolți învățământul, încât învățământul să fie adaptat acestor activități de producție și, într-adevăr, să ai o strategie. Ministerul Economiei să lanseze această strategie împreună cu Ministerul Învățământului și Ministerul Agriculturii, pentru că avem și acolo producție, adică agricolă și industria alimentară. Să vii să spui că arunci 2 miliarde de euro că faci reindustrializarea, asta înseamnă că ești un om fără lipsit de experiență și de viziune. Pentru că asta este, adică să te duci la Oradea și să te duci în vizită la o firmă și să spui că faci reindustrializare. După ce ai anulat facilitățile fiscale, că domnul Ciolacu, când a venit la guvernare, a spus că susține patriotismul economic. Când a venit, după un scurt timp, a anulat toate facilitățile fiscale. Spune în continuare, nu le-a anulat o parte, că le anulează pe toate. Că firmele românești plătesc impozit prea mic și trebuie să plătească impozit mare. Nu apără capitalul românesc. Și atunci cum să-l crezi? Făcând lucrurile acestea în calitate de prim-ministru și vine și să ne spună că face reindustrializare. Îmi pare foarte rău. Că compar și eu trei prim-ministri. Pe Ludovic Orban, pe domnul Ciucă și domnul Ciolacu. Domnul Ludovic Orban, în plină criză a pandemiei, a ajutat mediul de afaceri. A eliminat unele aberații fiscale legate de impozitarea acelor contracte cu program redus. Split TVA-ul a lansat niște proiecte legate de IMM Invest, adică a scutit profesiile liberale și întreprinderile să nu plătească în perioada de criză, deși România era adusă în 2009 în procedura de deficit excesiv. Și vine domnul Ciolacu și domnul Ciucă și spun că trebuie făcut pentru economie. Aici e problema, că dacă veneau din opoziție, domnule, într-adevăr, avem nevoie de lucrul acesta. Dar trebuie un legat de reindustrializare, trebuie un program de țară. Iar cea mai mare problemă, două probleme au IMM-urile. Problema e de finanțare și este carta albă a IMM-urilor. Nu știu de ce nu i-a prezentat-o domnul Gianu. Și legat de inovare, accesul la cercetare. Și chiar am făcut niște propuneri guvernanților. Dom'le, Ministerul Învățământului, împreună cu Ministerul Economiei, când era Ministerul IMM-ului, cu Ministerul Agriculturii,
să lanseze proiecte de cercetare. Chiar la Brașov, noi avem două centre de cercetare, dar sunt două clădiri goale. Am putea atrage studenții, profesorii din învățământul tehnic, din Politehnic, că avem profesori foarte buni, să lansăm proiecte de cercetare, iar acea cercetare să fie oferită IMM-urilor, pentru că întreprinderile mici și mijlocii nu pot să mai aibă ateliere de cercetare, de proiectare, cum se întâmpla înainte de 89. Și într-adevăr, am putea ajuta capitalul românesc cu niște dobânzi, cu niște dobânzi finanțate, adică de la buget, și atunci, într-adevăr, putem mulțumesc să lansăm activitatea mulțumesc de producție. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că aș mai vrea să vedem măcar programele a doi prezidențiabile. Domnule avocat Ciprian Păună, cum vi se pare iată, această formulă va, nu știu, va genera efecte? Că până la urmă asta ar trebui să se întâmple sau, nu știu, va genera efecte electorale? În primul rând, rugămintea mea, așa ca o glumă, să nu mă invitați împreună cu domnul ministru, pentru că am aceleași idei ca domnia sa. Principala problemă, profesiile liberale, domn profesor. Principala problemă este lipsa de, la IMM-ul este lipsa de finanțare și accesul la research and development, sau cercetare și dezvoltare. Astea sunt problemele. Ajutorul ăsta de stat care s-a dat unei corporații multinaționale ca să vină să investească în Oradea, unde oricum șomajul este de 1%, gândiți-vă dumneavoastră ce strategie este asta, ce gândire a fost asta. Eu zic că e o chestie bună pentru zona Oradea, dar gândiți-vă pentru România. De ce nu s-au atras investiții în zona Vaslui? De ce nu s-au atras investiții în sudul țării, în județele cele mai slab dezvoltate? În Oradea veneau oricum investitorii. Mai sunt încă trei investitori acolo, imenși, care lucrează acum. Nu o să mai aibă resursă umană pentru fabrica respectivă. Dar nu contează asta. Ăsta e un lucru bun că a venit această companie multinațională. Dar problema fundamentală a IMM-ului este lipsa de finanțare. Programul IMM Invest a fost o gură de oxigen deosebită pentru toate companiile din România. Gândiți-vă că marea problemă a acestor IMM-uri este lipsa de finanțare. Dacă ele nu au finanțare, ele vor muri. În momentul acesta, băncile au un grad și o rată de finanțare exagerat de mare, pentru că ele se împrumută și împrumută statul român pe titluri de stat. Asta fac, acolo și investesc banii. Din păcate, marile bănci nu dau finanțări către companii. Asta e un lucru real, pentru că le este frică. Rata de default în zona bancară e de 10%, ceea ce e enorm pe România. Bun. Și atunci mă uit la proiectul ăsta de reindustrializare. E foarte bun, dar ce se întâmplă cu investitorii noștri, cu românii? Pentru că vrem să stimulăm românii să investească cât mai mult. Trebuie să nu facem discriminări, pentru că suntem în Europeană, avem o legislație europeană, dar asta ce înseamnă? Că trebuie să stimulăm IMM-urile. Ăsta este scopul principal pe care trebuie să-l facă domnul Ciolacu. Pe de altă parte, singurul proiect politic, economic, pe care l-are domnul Ciolacu este introducerea impozitului progresiv. Domnia sa nu a mai deschis acum acest subiect, dar dacă vă uitați în aparițiile domniei sale în zona economică, încă de anul acesta, de luna februarie, vorbește non-stop despre introducerea impozitului progresiv. Acesta este proiectul domnului Ciolacu, care sigur va fi pus în practică. Astea 2 miliarde sunt praf în ochi. Marele proiect al lui va fi introducerea impozitului progresiv. Și asta trebuie să știe românii. Și aici este o discuție. Bun. Suntem corecți cu electoratul în campania electorală și spunem lucrurile la nivelul de realitate, adică o să ajungem la putere și o să introducem impozitul progresiv sau spun, începem și profesor, povestim acum cu ei spun discuții, că nu. Da. Au făcut declarații, Marcel Ciolacu a spus că nu va introduce impozitul. Domnul Aron, depinde cu ce vine domnul Boloș de la Comisia Europeană, pentru că România în ultimii ani nu a respectat niciun angajament privind reducerea deficitului bugetar. Iar cele două partide au un apetit de a crește cheltuielile. Și atunci le rămâne introducerea impozitului progresiv. Domnule Dar ministru, va fi un dezastru pentru puterea ministru, de cumpărare zic a românilor. Așteptăm, pentru că aș mai vrea să vedem cel puțin două mesaje, sau măcar unul, haideți să le vedem pe Mircea Joană. Mircea Joană vorbește de împrumuturi într-un Reels pe care l-a lansat pe rețelele de socializare, după care o să citesc câteva dintre lucrurile pe care le propune ca și chestiuni economice. Haideți să vedem scurtul material. Domnul Joană, este bine ca România să se împrumute? Mai este ca pentru fiecare dintre noi. Trebuie să iei un credit. Întrebarea la ce îl folosești. Și astăzi, cel mai mult din ceea ce se împrumută guvernul de astăzi merge pentru consum și pentru acoperirea datoriei.
nu merge pe investiții. Deci da, trebuie să te împrumuți, dar cu cap, încercând să creezi ceva, în primul rând joburi, investiții și valoare adăugată în economie. Fiecare euro pe care îl împrumuți trebuie să aducă plus valoare pentru economia românească, așa cum fiecare investiție pe care o face fiecare dintre noi trebuie să aducă un profit. Fără profit e doar o gaură. Bun, fără profit e doar o gaură și mai vorbește aici domnul Joană în proiectul său că va promova renașterea industrială, inovare, digitalizare, investiții masive în motoare de dezvoltare regională, în special în zona orașelor mici a mediului rural, suveranitate energetică, stimularea antreprenoriatului și campionilor economici regionali, creșterea producției române și a exporturilor, o agricultură performantă, disciplina bugetară. Aici chiar sunt curios cum se va întâmpla disciplina bugetară. Finanțarea diversificată și eficientă economiei, dezvoltarea infrastructurii, conectivitate. Domnule ministru Ialumițeanu, cum vi se par aceste propuneri pe care le face Mircea Joană? Ideile sunt bune. Problema este cum le pune în aplicare și cu cine. Dacă are o echipă. Că într-adevăr, și legat de digitalizare și legat de inovare, m-aș fi bucurat ca domnul Joană să vorbească de atragere de fonduri europene și să nu ne împrumutăm, pentru că avem 31 de miliarde de euro în programarea bugetară 2021 și 2027 și nu s-a cheltuit un euro. De ce să ne împrumutăm să facem investiții dacă avem bani europeni? Cum utilizăm banii din PNRR? Că aici ar trebui viitoarea guvernare. Cum putem folosi banii europeni, cum închidem PNRR-ul și cum reducem deficitul bugetar. Eu m-aș duce mai mult pe reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii și acolo și să nu mărim impozitele și taxele. Pentru că atât firmele românești cât și românii nu mai suportă majorări de impozite și taxe. Domnul Joana cira niște idei, nu sunt idei rele, problema este să ne spună cum le va implementa și cu cine. Bun, domnule profesor Păun, un comentariu pe tema asta? Eu aș nuanța un pic declarația domnului ministru Ialumițeanu și a domnului Joană cu ce partid le va impune, pentru că nu sunt în competența domniei sale. Chiar dacă își alege 2-3 consilieri foarte buni. Are un partid nou, domnule avocat, România în Acțiune. Dar nu și l-a asumat domnia sa în calitate de președinte. Domnia sa este un candidat independent. Da. Am fost foarte atent, să știți. Da, e adevărat. Domnia sa a zis că domnia sa nu și-a asumat niciun partid politic. Și atunci va fi foarte complicat să impună niște idei politice atâta timp cât nu are un partid politic în spate. Totuși, pentru dezbaterea publică, e interesant că a ieșit cu aceste chestiuni, dar, din păcate, noi nu reușim, politicii sau noi românii, nu ieșim din zona asta de, cum spune englezii, wishful thinking, să fie bine, să nu fie rău. Ceea ce a zis, nici nu putem să comentăm ce a spus domnul Joană, că suntem de acord cu toții că e foarte bine ceea ce propune domnia sa. Dar ideea este cine, cum și cu ce bani le implementează. Domnule avocat și domnule ministru, vă mai las câte un minut, pentru că mai avem, iată, un program pe care l-a prezentat un vicepreședinte AUR, chiar aici la noi, doamna Brunsils, apropo de cum vor face case cu 35.000 de euro. Haideți să vedem și revenim. O garsonieră de 11 metri pătrați în Cluj s-a vândut cu 39.000 de euro. Cum face domnia sa case cu 35.000 de euro? Permiteți-mi să vă explic. Atâta vreme cât ai terenul care, în eventualitatea în care AUR ar fi la guvernare, în eventualitatea în care George Simion ar fi președinte, realizați și dumneavoastră că ai pârghiile necesare și ai calea de comunicare totuși cu autoritățile locale pentru a identifica terenuri, de exemplu, foste unități militare, da? Iei terenul acela, deci nu mai dai, să zic așa, bani pe el ca să-ți crească costurile. Ai utilitățile aduse acolo pentru că, în mod normal, furnizorii de utilități ar trebui să fie și ei interesați să-și creeze noi piețe de desfacere și de vânzare propriu-zis a utilităților. Și acolo construiești. Am făcut un test noi acum și am construit o casă. Am ieșit la o casă cu fundație, cu 60 de metri și nu, o casă normală, cărămidă, prefabricată, două camere, 60 de metri pătrați. Da? Și am ieșit la 30.000, dintre care 19.000 sau ceva de genul, 17.000 deci, a fost cumva, nu știu, pune 35.000 de euro și restul munca. Individul și restul se ocupă statul de ceva de genul ăsta, să înțelegem. Noi ridicăm blocurile.
că vorbim în special de blocuri. Ne-am angajat ca în termen de 10 ani să ridicăm 1 milion de locuințe. Asta înseamnă 100.000 de locuințe pe an. Asta înseamnă, dacă ne raportăm la întreaga România, aproximativ 2.000 de locuințe pe județ. Ridicăm blocurile, cei care au banii să le achite, le achită la prețul la care încheie contractul acesta din Planul Simion. Cei care nu au banii respectiv pot beneficia de împrumuturi, exact cum a fost și cu programul Prima Casă, da, în care se negociază un nivel al dobânzii care să fie cu adevărat până la urmă, oricum, pentru buzunarul românului. 35.000 de euro pentru un oraș cum e Clujul. Credeți-mă, e destul de... că se poate, pentru că indiferent unde vom construi, atâta vreme cât avem terenul și avem utilitățile, prețul materialelor și al muncii este același. Avem câte un minut alocat fiecăruia dintre dumneavoastră, domnule ministru. Ce părere aveți? E un program luat de la domnul Becali, nu a mers, domnul Becali avea și bani. Este într-adevăr nevoie de locuințe. Eu am gestionat ca ministru de finanțe programul Prima Casă. Într-adevăr era organizat cu garanții de la stat, cu băncile, trebuie negociat și a mers foarte bine. Într-adevăr, un guvern trebuie să se rezume și la asigura case celor care nu au resurse financiare. Dar domnul Simion amestecă niște lucruri și sigur că e mai mult un program electoral decât un program realist de a rezolva problemele românilor cu venituri foarte mici. Mulțumesc, domnule avocat Păun. Domnule avocat, dacă mai sunteți cu noi. Deschide microfonul. Da, mă scuzați. Eu zic să-i fie de folos. Adică dacă reușește să le facă la 35.000, dar nu așa se construiește o economie. Economia nu se construiește cu un, hai să spunem așa, un stoc de 10.000 de case pe care putem să le construim într-un an sau cu 20.000. Pentru că noi trebuie să avem niște politici macroeconomice, să ne uităm din avion care este economia națională, ce, care sunt ramurile care scârție, să investim în producție. Noi mergem pe zona de servicii, suntem foarte vulnerabili. Gândiți-vă că în situația unei conflagrații mondiale, Doamne ferește, sau regionale, noi rămânem descoperiți pentru că se opresc fluxurile de aprovizionare, cum s-a întâmplat și în perioada COVID-ului. Atunci ne-am dat seama cât suntem de descoperiți. Deci noi trebuie, într-adevăr, să avem de o politică de producția. Redefinirea producției. Suntem acum cu toții, cu IT-ul, cu toate zonele astea de tehnologie. Da, dar acestea sunt complementare. IT-ul aduce 8% din PIB-ul României. Deci noi nu putem să rămânem pe IT în momentul ăsta, domnule, și să zicem o să fim softiști. Domnule avocat, domnule ministru... Și referitor la domnul Simion, să construiască, dar el va fi președintele României, nu dezvoltator imobiliar. Și să nu... Adică să nu creeze o dezamăgire în rândul românilor. Nu mai avem timp, domnule ministru, domnule avocat. Data viitoare chiar sper să revenim în aceeași formulă. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost cu noi. Rămâneți cu programele Prima News. Noi ne mai revedem și în seara asta la 22. Până data viitoare, numai bine.